Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit la un interviu în această seară cu Anatol Basarab. Până intră lumea și până se adună Anatol, dacă îmi permiți, pentru că știi, primim acea notificare pe Facebook în momentul în care există un eveniment live sau un live de fel. Aș vrea să le reamintesc celor care sunt alături de noi și care vor revedea acest filmuleț că îi invităm pe Asociația Numerologilor la mai multe evenimente pe care noi le avem în vedere. Colegii noștri, tu vei avea curs de numerologie la proiectul pentru dascăli pe care l-avem inițiat și prima întâlnire o avem în 5 februarie. Îi invităm pe toți cu drag să descopere numerologia și să o ajute ca instrument în viața de zi cu zi, în viața profesională, cum este în cazul proiectului O nouă legătură dascăl-elev. Și pentru că astăzi ne-am întâlnit pentru a discuta despre anul 2021, probabil vor fi și întrebări de la cei care ne ascultă și vor veni pe parcurs, o să facem și o mică sesiune de întrebări. Începem cu veșnica întrebare de la începutul anului. Ce se anunță în acest an? Anatol. Da, întrebarea în sine sună foarte interesant. Ce se anunță? Răspunsul depinde cine ce anunță. Adică depinde cine ce anunță. E evident că. Din punct de vedere numerologic, acum vrem să discutăm în cadrul acestui interviu. Și din punct de vedere numerologic, la fel. Numerologie, după cum bine știi, nu proiectează evenimente sau cifrele n-au nicio vină. Pentru că ele apar în diferite contexte, într-un fel sau într-o contexte, situații. Ele doar descriu acele situații, prin însăși faptul apariției lor în anumite date luni sau în anumite intervale de timp sau în anumite ciclicități sau anumită, știu, țară, la anumit kilometru sau la anumită înălțime, să spunem așa. Adică cifrele sunt peste tot și unde un eveniment oricare apare sau se construiește sau se află în forma de germinație, cifrele nu fac nimic altceva decât descriu potențialul acelui eveniment, probabilitatea dezvoltării lui. Am spus probabilitatea nu pentru că cifrele sunt probabilistice, ci pentru că interpretarea lor de către numerologi sau de către numerolog, în dependență de capacitatea lui de a le interpreta, poate introduce erori subiective, poate să amestece cu propriile lui, ce știu eu, temeri, frici, angoase, poate chiar dorință de ale lui și atunci poate introduce, dacă nu este rece și distant față de ele, poate introduce erori în interpretare. Deci cifrele au descris evenimentul foarte clar. Altfel spus, nu greșește numerologia, ci poate greși cel care interpretează. Evident, în oricare situație al vieții ne aflăm, cifrele nu greșesc niciodată. Ele arată precis, în tocmai și exact, cu precizie matematică, contextul, situația sau potențialul unui om, unui eveniment. Erorile le pot face, sunt așa numitele erori umane, erorile doar de interpretare. Bun, acum, din punct de vedere numerologic, ce an este sau cum îl calculăm? Așa pe scurt, pentru că o mare parte cred că din cei care ne urmăresc știu. Unii spun că este un an 5, alții am citit că spun că este un an 3. Până la urmă, ce e? 5 sau 3? Este și 5, este și 3, dar trebuie să facem o, spunem Diferență. așa, o ordine în forma de interpretare. De ce trebuie asta? Bine, orice numerolog bine instruit cunoaște că în numerologie există niște principii sacrale pe care nu le putem încălca niciodată, deoarece din momentul ce le-am încălcat, din start vom comite, spunem așa, niște erori care ne va duce, cum spun eu, în bălării, dar nici de cum acolo unde trebuie să ajungem. Cine cunoaște acele legi sacre, sacrale, așa, ale numerologiei, ține întotdeauna cont de ele și, evident, asta îl ferește pe el de a face erori. Cine nu știe de lucrurile astea, atunci poate amesteca cerurile, cum ar fi, poate amesteca nivelele, poate amesteca etapele și de aici să iasă o întreagă, așa spunem, o ciorbă întreagă de interpretări care să aibă Mai mult mai să ne mult încurce decât să ne ajute. sau să ne încurce sau să spunem așa, să ne devieze de la un răspunsul corect sau de la interpretarea corectă. Păi ca să vedem,
Hai să facem un joc. O să fie interesant un joc. Să fie interesant și pentru spectatori și pentru orice Și să altcineva înțeleagă care... până la urmă. Evident. Hai să scriem exact așa cum stau lucrurile. Adică, înainte de asta au fost anul 2020. Este? S-a terminat anul respectiv și începe 2021. Se va termina așa anul respectiv și va fi 2022. Corect? Și atunci apare întrebarea, uite cum am spus noi. Cine este anul 2022? Este un an care este plasat între 2020 și 2022. Trebuie să luăm trinitatea respectivă totdeauna. Uite, stai să găsesc aici un pix undeva. Așa. Adică trebuie să luăm și arată. Uite, ăsta este anul care nouă ne interesează. E evident că anul ăsta este continuarea a unui an anterior. Trinitatea trebuie urmărită totdeauna. Cu atât mai mult cu cât unele țări deja au intrat în 2021, altele țări ori o să intre la mijlocul anului, pe etape, iar România va intra în anul 2021 abia la ziua ei de naștere. Care e ziua de naștere a României? 1-a 12. 1-a 12, deci până în 1-a 12 noi încă o Deci, să practic, suntem ducem. în 2020. Exact, noi o să ducem An după personal, noi. 2020, anul României personal. Exact, și noi o să ducem după noi încă tara evenimentelor și contextelor create 2020. Așa, 2021 în același timp este anul care sădește sau creează percepții, contexte, situații care se vor manifesta în 2022. Unele abia în 2022 se vor manifesta, altele se vor crea în 2021, dar vor avea continuitate în 2022. Unele vor avea continuitate de aici încolo 5 ani. Așa, dar cu siguranță multe dintre evenimentele create în 2021, cu diferite scopuri sau interese sau așa, el vor avea continuitate și în 2022. Deși se va schimba ce? Contextul. Contextul social, politic, economic, cosmic în general se va modela, lucru care poate să ajute ca anumite evenimente din 2021 să aibă eficiență și în 2022, sau să le inhibe sau să le excite, spunem așa, să le dezvolte sau să le frâneze. Tot așa, și multe evenimente create în 2020, nu contează, conștient, create, întâmplător, conform anumitor cicluri evolutive, create de oameni, create de însăși natura, nu contează, ele au efect și în 2021, doar că unele lucruri ce fac se amplifică, devin mai vizibile, altele devin Estompate. mai estompate sau trec, așa spunem, într-un ascuns. În plan Mai secund, da. scriem o dată anul ăsta, în felul ăsta, și o să vedem ce o să ne analizez. 2-0. Uite, avem un an. Partea asta, 2-0, ea totdeauna, în orice context, rămâne o cifră fixă, pasivă. Putem să spunem feminină. Ea se modifică foarte rar. Adică ea rămâne stabilă. Ca în orice motor cu ardere internă sau oriunde vrem noi în lumea respectivă, ca să poată funcționa un subiect, un lucru, de care trebuie să aibă două lucruri. Unul fix și unul mobil. Adică ceva ce se mișcă și ceva care este fix. Adică ceva ce este yin, ceva ce este yang. Fără astea două, poate trăi numai piatra. Dar și ea în interiorul ei are ceva fix și ceva mobil. Numai că perioada a lucrurilor celor care se mișcă este atât de lentă încât dacă noi stăm lângă piatră și o observăm 20 de ani, o să ne se pare că nu a avut loc nicio mișcare. Dar de fapt acolo în adâncimea ei, undeva acolo mișcările, adică pendulul o pendulat, dar pendulează atât de lent încât nu o să avem noi răbdare să observăm. Cu alte cuvinte, și pietrele trăiesc, pietrele respiră și pietrele au fluxuri, cicluri, bătăi din spunem așa, cum e bătaie inimile la om, tot pe din interior și nu se vede, numai că perioada este cu totul alta. Adică ciclurile sunt diferite. Sau frecvența este alta, spunem așa. Bun. Pe lângă 2000 fix, ăsta avem ceva care se schimbă de la an la an. Și asta este ce? Mai departe, 2000, uite, 21.
Înainte de asta au fost 2020. Înainte de asta au fost 2019 și tot așa mai departe. 99 de ani, Uite practic că vom aici. avea acel prefix de 20 în față. Bun. 20, aici vom avea 100 de ani. Păi Primul da, dacă cuib. în 2099, după aia o să fie 2100 și 2-1 în față. Da, 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 s-a practic 100 schimbat. dacă pui și 2000, da, corect. Adică după 100 de ani, așa vom avea 2101 sau ceva de felul. Bun. Ceea ce înseamnă fix 2000, asta ne arată nouă ca și cum ar fi spus, uite, un trup, un organism, un sistem. 21, 22, 23 și restul, astea sunt hainele. Adică ca un om. Asta e 20, 21, 22, 23, hainele pe care le schimbăm, vestimentația sau exteriorul pe care îl schimbăm de la o perioadă la alta. Sau putem spune așa, 20 este un nivel a unei clădiri, așa, evolutive. Iar 21 este treapta pe care trebuie să călcăm ca să ajungem treapta 21, treapta 22, treapta 23 și tot așa în departe, ca să depășim până o să ajungem, să trecem de etajul 20, să ajungem la etajul 21. Asta va peste 100 de ani. Este? De așa sunt ciclicitățile de 100 de ani. Adică odată la 100 de ani se întâmplă ceva. În anul ăsta 2020 am auzit de asta nu o singură dată. Odată la 100 de ani apare o pandemie. Cum apare și Corect. de ce apare și care e sensul ei și în ce direcție și ce vrea ea să spună și ce vrea Odată să la pregătească. 100 de ani apare câte ceva. În cazul de față a fost pandemia, dar ceva la 100 de ani se întâmplă, la fiecare 100 de Așa, ani. data trecută tot o pandemie a fost prin 1920. așa, spaniolă, tot cam așa. Ei, adică nu chiar e obligatoriu, trebuie să fie fix 100 de ani. Din punct de vedere Ideea. cosmic, 3 ani mai încolo, 3 ani mai încoace, e tot intervalul de 100 de ani. Bun, și atunci, uite, anul 2020 a fost, vedeți, în 2020, este a fost un an oglindă. Un an oglindă care ne-a arătat nouă cine suntem noi de fapt. Uite, 2020, încă nu, pentru România nu s-a terminat. Încă până în luna a 12-a, încă noi o să avem de lucrat, o să se întâmple tot felul de evenimente, relații între politicieni și oameni, între popor și instituții. Și ne va arăta în continuare, încă o perioadă, aproape un an, ne va pune în față oglinda și ne va arăta cine suntem noi, în general, ca popor. Până acum, lucrul ăsta a arătat cine suntem noi ca glob. Acestea sunt proprietăți globale. Dar deoarece noi încă mai zăbovim în 2020, nu o să ne arate asta în continuare. Dacă analizăm anul 2020, el ne-a arătat nouă cât ce suntem noi. Niște unii care ne-am imaginat că suntem evoluați, că suntem dezvoltați, că suntem nu știu cum. Uite, a venit un virus peste noi și ne-a arătat că suntem toți niște fricoși, suntem toți niște habarniști care nu avem treabă. Ne-a arătat că ceea ce se întâmplă pe plan global, în loc să ocupe mai mult de asta medicii, se ocupă mai mult televiziunile și politicienii. Prin urmare, asta a devenit, este primul virus, probabil, de când el vreodată, care a devenit politic și a fost atât de mult reclamat de toate televiziunile, încât niciodată niciun alt virus nu a mai avut o astfel de soartă, spun. Ne-a arătat nouă dublele standarde. Adică, am văzut asta, de exemplu, un președinte a fost ales de o televiziune, de o corporație mare de televiziuni globale. Tot ei l-au și numit pe altul președinte, fără ca să afle, încă dacă, în general, asta stabilește prin Constituție, stabilește judecător. Sau ce au ei acolo, mecanismele lor democratice. Nu, ei au stabilit din timp niște televiziuni, niște trusturi, care tot timpul au folosit duble standarde, că ce? Care este deja viitorul președinte? Adică l-au ales cumva televiziune. Ne-au arătat o sumedenie de lucruri. Adică am întâlnit până acum, și probabil și voi, o sumedenie de articole care scriu ceva de felul ăsta. Cine a învățat pe noi pandemia? Uite, pe noi, pe mine, de exemplu, personal m-a învățat că... adică ne-a învățat că, uite, pe mine, eu am tras o concluzie. Putem trăi și fără guvern. Că oricum nu a ajutat la nimic, la prea mult. Și oricum nu s-a ocupat de sănătatea La fel populației. de bine putem să trăim și fără mașină, și fără șosete, și fără foarte Exact. multe lucruri care ne-am dat seama că nu mai sunt atât de importante pe cât puneam amprenta Exact. Ori înainte. costând atât de mult în casă, oamenii s-au obișnuit să trăiască în pijamale.
Am făcut Da. și o serie și un filmuleț despre pijamale pentru că am văzut cât de mult pijamaua poate să modifice concepția și viziunea bărbatului asupra soției și soției asupra soțului. Chiar de aici s-au produs, este anul care s-au produs cele mai multe divorțuri pe cele mai diferite motive. O parte din ele probabil sunt și pe tema pijamalelor. Glumesc, dar în orice glumă este doar o doză de Un glumă. sâmbure de adevăr, exact. Doar o doză de glumă. Așa, mai departe. Într-adevăr, este un an în care s-au produs cele mai multe divorțuri pe cele mai diverse motive. Oamenii stând foarte mult unii lângă alții, s-au descoperit unii pe alții în așa fel încum nu s-au dat seama vreodată. S-au lovit de probleme 20, ne arată ce? Probleme emoționale. Zero este ca dopul de la cadă. Uite, aduni 2, 2, 2, emoții aduni, aduni și brusc, nu știu din ce motive, unii Cineva a știu scos din ce dopul. motive, pentru că înțeleg mecanismele, dar cei care nu înțeleg, pur și simplu se trezesc că dopul a ieșit și tot ce am adunat se duce din cadă jos. Și ai rămas fără niciun fel de iubire, simpatie față de iubita ta, nu știu cum s-a întâmplat asta. Trebuie să duci la un psiholog ca să-ți explice de ce s-a întâmplat lucrul respectiv. Dar nici psihologii nu toți știu lucrurile astea pentru că ei analizează lucrurile din perspectivă cu unul știință materialistă, deși psihologia nu este o știință materialistă, este o știință umană. Dar se învață nomotetic și mulți psihologi nu trec de la nomotetic la ideografic niciodată în cursul vieții. Așa rămân cum i-am învățat facultatea. Adică am putea spune că psihologia este o artă. În practicarea ei, deci nu este știință, este o artă. Dar în învățarea ei, trebuie să o învățăm ca pe știință, adică o învățăm nomotetic. Așa cum învățăm fizica sau matematica sau restul. Bine, din ce știu, ideal ar fi să fie și un grad de știință și un grad de artă. Nu poate să fie 100% știință, 100% artă. Un grad de știință și un grad de artă înseamnă nici un grad de știință, nici un grad de artă, adică e pseudo ceva. Ori se face știință când trebuie în prima fază de învățare și apoi se face artă în La modul aplicabilitate. că se împletesc, nu deodată, la modul ăsta, dar ele trebuie să se împletească. Trebuie să împletească, trebuie să ținem cont de, uite, exemplu, eu învăț sculptura, o învăț nomotetică, de cum se ține, cum se dă, studii piatra, cum e piatra. Dacă în practică asta, nu o să existe nicio știință care să-mi arate cum să practic. Trebuie să practic ca o artă, cu plăcere, cu satisfacție, cu profunzime, cu implicație, cu imaginație și chiar inspirație. Uite, facultatea, nici o facultate, nu o să te arăte și nu o să te învețe cum să ai inspirație. Sau de unde îți vine inspirația, că pur și simplu așa ceva nu se studiază. Deși nu se studiază la facultate, deși lucrurile astea sunt studiate de foarte mult timp și străbunii noștri le știau. Bun. Deci terminăm cu anul 2020. Dacă să analizăm anul 2020, noi pe anul 2020, geometric, îl putem reprezenta în felul următor. Acesta este anul 2020. Bun. Ce face anul ăsta 2020? 4, adică 2020 reprezintă cifra de vibrații 4. 4 reprezintă pătratul în geografie. 4 înseamnă cadru. Adică au fost un an în care cadrele au pus accent, adică au căzut accentul pe cadre. Că e cadru didactic, ai văzut? Că e cadru militar, că e cadru medical, Cadrul peste legislativ, cadru, tot felul de legislativ, pe cadre. toate cadrurile respective au căzut accentul. Adică viața au depins și procesele sociale, procesele politice, au depins foarte mult de oameni care sunt încadrați într-un sistem, care trăiesc după ce? Norme, reguli și proceduri. Medicii trăiesc după proceduri, nu? Și dacă încalci acea procedură, n-ai voie să ai tu, nu știu ce, imaginație despre o terapie, despre un virus. Tocmai din cauza asta s-au axat toți pe un vaccin, nu pe un tratament. Adică câteodată se creează impresia că în general s-o dori, parcă zici că s-au dorit să nu se realizeze niciun fel de tratament, dar să se realizeze un vaccin. Și să-i vaccinăm pe toți pe cei care deja au fost bolnavi și s-au făcut singuri vaccinații, că s-au îmbolnăvit și au trecut prin boala respectivă. Și pe cei care, nu știu, apoi și-au dat seama că stai, că mai sunt și alergii, stai, că mai sunt și nu știu, că și nu putem chiar pe toți și oricând vaccina. În Germania, de exemplu, se vaccinează primii bătrânii, pentru că ei sunt în zona de risc și cei cu comorbidități. Comorbidități. La noi, nu vorba nu de sănătatea publică, ci îi vaccinăm prima dată pe medici. Apoi pe toți alții care lucrează cu oamenii. Așa, bine, asta este politică tot. Nu ne interesează atât de mult, Practic pentru că ne au interesează respectat aspectele un numai cadru. numerice.
chiar și politic, chiar și medical, acolo a fost vorba Un despre cadru. cadru care s-a impus, cum s-a impus, acum e altă discuție, dar a fost despre cadru. Exact. Tocmai cadrul ăsta nu-l permite pe om să vadă lucrurile dincolo de cadru. Oamenii care sunt în cadru, oricare sunt ei, sunt ca, uite, o bucată, un element oricare dintr-o pictură. Uite, tu ești pata aia verde. Ion, cel partea aia, crezi că aia roșie, aia la tot așa, cadru. Ei relaționează între ei într-o lume încadrată și nu pot trece cu gândirea sau imaginația dincolo de cadrul lor. Deși se pare că e simplu, că e omenesc, dar credeți-mă, oamenii încadrați le este foarte greu să treacă dincolo. Adică oricine știe chestia asta. Întâlnești, de exemplu, un polițist și îți dai seama că el e polițist. Întâlnești un militar și îți dai seama că e militar. Pentru că el și se distrează militarește cumva. Nu poate ieși din cadru, nu poate gândi altfel decât în cadru. Mai ales dacă are un stagiu oricare acolo. Dar ca să ai un nou cuvânt oricare de spus, trebuie să ai în cadrul ăsta un stagiu. Adică reușești să fii bătut în cap de bine. Cap patrat se numește. Minte îngustă, cap patrat. Dar cadrul acesta poate fi 2020 lărgit. ne-a arătat tocmai asta, că specializarea îngustă a popoarelor, a industriei și a culturii și a orice vrem noi, științelor în general, ne face să fim bătuți în cap. Și că așa ceva mai departe să nu putem merge. Tocmai din cauza asta, 2020 ne-a arătat că orice lanț de producție, de exemplu, tehnologic, de învățare, educațional, politic, sau trebuie să pornească și să închidă în aceeași țară. Pentru că în caz de o nouă carantină, tu degeaba produci nasturi în România dacă nu produci pantaloni. Și pantaloni aici. O să aștept să-ți aducă italienii, dar eu sunt și ei în carantină și nu o să poată furniza ei pantaloni și degeaba rămâi cu nasturii. Adică ne arată niște procese ce? Că trebuie să ieșim din cadru. Cadrul este foarte stabil, patru puncte de sprijin și creează iluzia stabilității. Din cauza asta, oamenii au trăit până în 2020 într-o iluzie că viața va fi așa cum este, totdeauna e mai plouă, mai ninge, mai frig, nu știu ce, dar în general e clar cum e viața. Și de aici încolo, uite, și-au făcut proiecte și cam cum o să îmbătrânească. E, uite, 2021 vine și spune, nu, ați greșit. Viața o să fie cu totul altfel decât ați imaginat-o voi în pătrățelul vostru și bătuți în cap cum sunteți. Ne-a pus Va să trebui să ieșim din zona de demontăm confort. pătrățelul. Exact. Vom distruge pătrățelul respectiv și din fundația lui, că asta patru este fundament, în 2020 oamenii și-au s-au descoperit propriile sale fundamente, așa cum sunt ele, sau fundații. La unii deja au început să distrugă fundațiile proprii, la unele țări, la unele sisteme politice, la unele sisteme educaționale, care vrem, la, în general, sisteme, că asta înseamnă patrat. Și țara tot este un patrat. Așa, patru puncte de sprijin. La unele țări, deja fundamentul s-a început să se ruineze amarnic. Altele țări sau oameni au reușit să-și păstreze fundația lor și chiar poate să o întărească. Poate că chiar au întărit-o, dar asta este individual și depinde de țară, depinde de om, depinde de o sumedenie de lucruri care trebuie analizate, evident, numerologic. Altfel nu putem să ne dăm cu părerile. Pur și simplu așa. Noi cunoaștem ce? Principiul. Asta este foarte important. Principiul spune în felul următor, că 4 urmărește sau răspunde de tot ceea ce înseamnă patrat, fundație, limită, dar generează un anumit tip de iluzii pe care noi o numim stabilitate. Viața noastră este relativ stabilă. Economia noastră este stabilă. Statul nostru este relativ stabil. Fundația, în fundamentul clădirii noastre, că e socială, că e de statală, că e economică, că e afacere, că e personală, este stabilă și, uite, pe fundația asta eu pot construi ceva în sus. Brusc, fundația asta este lovită, nu mai important cum și nu mai important de ce. De virus, ok. De, cum se numește asta, de pandemie. Pandemie. Că pandemia e naturală, că pandemia este creată și dacă e creată tot cu voia lui Dumnezeu sau cu îngăduința lui se întâmplă și dacă nu e creată și de la sine putere, tot cu voința lui în anumită perioadă de timp și nimic fără îngăduința lui nu se întâmplă ca să ce? Ca să împlinească un sens.
Nu se întâmplă prostește, ci ca să împlinească un sens. Am trăit așa ce am trăit, am venit în anul 2020. El ne-a arătat nou funcția lui materială, informațională, spirituală, cum vreți să o numiți, funcția lui este ce care să ne arate fundația noastră, să ne arate pe ce stăm. Și Să ne poate arate unde ar trebui să fundamentul și să ne corectăm, unde arate ar că e trebui să... trainic, să ne arate ca și calitate, nu cantitate, că noi vorbim de numerologie, ca și Da, ca și calitate, că stai și calitate sunt și chestia poate asta să... sau ceva. Da, am mai dat eu stop share screen ca Da. să ne vadă lumea. Poate, Bun. ca și calitate, la Ai modul că undeva patratul trebuie despre... intervenit. Da. Patratul, el se apără de tot ce vine din afară. De orice vine din afară, se apără. Așa. Uite așa, se apără, ricoșează. Nu permite influență din afară. Așa. Și caută să se protejeze pe el însuși, uite, aici în mijloc. De-aia, în 2020, asta este principiul vieții. Aici trece cele două axe care împart pătratul în niște triunghiuri. Și dacă ne uităm în momentul ăsta de sus, puțin așa, vedem, putem să luăm punctul ăsta, să-l înălțăm și o să vedem o piramidă. Exact așa cum ne-a uitat deasupra pătratului, noi aici vedem o piramidă. Adică nu verificat întreaga piramidă, ci numai fundamentul. Cine verifică? Cel care stă exact în punctul ăsta, în punctul ăsta de răscruce. Cine e acel cineva? Acel cineva aici, în punctul ăsta, poate să fie un om, o organizație de oameni, ce vreți voi, o fundație, cineva care se ridică deasupra planului material. Cei care au înțeles că banii nu reprezintă decât un, n-au valoare. Adică cei care ne arată că cei care au înțeles de mult că banii reprezintă, nu este un scop în sine, ei sunt un mijloc pentru a dobândi puterea. Un om adevărat politic niciodată nu va vinde puterea pentru bani, oricâți bani ai dat. Dar dacă el nu este politic și îl ține la bani, atunci poate fi corupt cu bani. Și pentru banii respectivi, el poate să-și trădeze propria fundație. Patru înseamnă tradiție, patru înseamnă neam, cadrul poporului în care se desfășoară toate codurile lui culturale, sociale, morale și restul. Prin urmare, 2020 ne-a arătat inclusiv pentru România că fundația noastră, ca neam, ca țară, ca și cultură, ca și știință, este cum? Șubredă. Tocmai din cauza asta, o trebuie să apelăm la oricine din afară, deși toate patratele se apără de exterior. Adică o pictură este o pictură numai în cadrul ramei, nu? Uite, acolo e o ramă. Dacă îți desenești niște puncte pe lângă ramă mai departe, ele nu o să fie pictură. Nu fac parte din pictură. Ci sunt ceva pe lângă, conexe. Și dacă punem două picturi una peste alta, se va delimita foarte clar. Uite, asta este România, uite, asta este Ungaria. Seamănă poate pictura lor cu a noastră, dar totuși este diferită. Culori diferite. Începând de la steag, terminând cu culori emoționale diferite, atitudinale, cognitive, coduri sociale diferite. La noi prietenia înseamnă una, la ei înseamnă Tradiții puțin diferite. altceva, alt cod social, cum tradiție, atitudini și tot așa mai departe. Prin urmare, cei care sunt la putere sau cei care vor să înțeleagă, trebuie să priceapă foarte adânc și rapid, pentru că lucrurile de aici încolo se vor desfășura cu așa o viteză, încât dacă nu se reapuce rapid de tot să-ți repare fundamentul tău, fundația poporului, culturii, tradiției, neamului, legăturilor, codurilor sociale, relațiilor financiare în interiorul patratului respectiv sau a țării, nu pui oameni care să reprezinte stâlpi. Uite, ca orice clădire, pe la colțuri să pun niște stâlpi cu beton armat, așa, care să țină tot restul construcției de la fundație. Oameni de temeini și de nădejde, atunci mâine pui mână toată construcția asta care se urcă în sus pe fundație respectivă la un simplu suflat de vânt mai puternic, social, economic, ce mai știu eu de care va Colapsează. fi în viitor, se va dărâma, va colapsa. Ceea ce pune în pericol însă și existența cui statului românesc.
Și de aici încolo, credeți, în numerologic, o să existe foarte multe țări care se vor dizolva. Vor fi, în schimb, și țări care vor apare noi. Vor apare, din, de exemplu, se vor face noi uniuni. Din două, trei țări va apare o singură țară. Vor dispare țări cu totul. Fie că s-au fermentat, fie din diferite alte motive, se vor destrăma. Și dacă nu vom fi atenți, putem să ne pierdem propria noastră țară. Și să ne pun așa la un loc, noi, bulgarii și sârbii și nu știu cine, și uite, facem o regiune. Și regiunea nu mai contează cine-i țara aia, banii o să fie dați pentru regiune, nu pentru țară. Și pe nimeni nu se interesează ce morale sau coduri culturale ai tu în interiorul țării tale. Oricum țara nu s-a distrus. S-a distrus din cauza că nu au avut fundament. Și acum, toate astea ne-au lovit pe noi unde? În însăși fundamentul nostru uman. Unii au trecut prin asta foarte ușor, au zâmbit, alții au spus, dacă mor, mor, oricum trebuie să mor odată. Alții au trăit în frici tot timpul. Din Alții au păcate, da. trăit în disperare, alții și acum se tem. Unii se tem de înțepătură, în general, crede, dar alții se tem nu numai de înțepătură, ci de după posibile efecte a înțepăturii pe viitor. Și el trăiește cu frică. Să fie, psihologic vorbind, să fie vaccinul, oricât de bun ar fi, dar dacă tu îl primești cu frică și cu teamă, te duci acasă și te gândești, da, are ceva, dar parcă am simțit ceva, dar parcă... și încet, încet îți dai sistemul imunitar peste cap din frica respectivă. Și te îmbolnăvești de altele, chiar dacă vaccinul e bun. Iar anul 2021 vine să verifice exact asta. Pentru că în cele din urmă le dau 5, iar 5 este cifra centrală în structura matricială umană și statală, inclusiv și răspunde de imagine de sine și de imunitate. Acum, cuvântul imunitate răspândim nu numai la nivel de om. E la om, imunitatea este imunitatea fizică, adică sănătatea. Adică imunitatea nu numai doar fizică, este și imunitate psihică. Sunt oameni care sunt imuni la fake news-uri, sunt oameni care nu sunt imuni la fake news-uri, sunt oameni care sunt imuni la critică, sunt oameni care nu sunt imuni la critică, sunt oameni care sunt imuni, de exemplu, la sărăcie și sunt oameni care dacă cumva o sărăcit sau sunt el cu o sărăcit, nu imun la chestia asta și o e razna, la propriu, o să vorbesc așa ca să înțeleagă oricine, că degeaba aș vorbi în termeni academici, dacă aș păți că inginerul la care a venit la țară, le-a explicat țăranilor noile metode de însămânțare a pământului, de cultivare și folosind cuvinte foarte sofisticate, la plecare oamenii s-au adunat și i-au pus în portbagaj ce are județul mai bun, știi cum se făcea înainte. După care au plecat, lăsând praf din urma mașinii lui, la București, deputatul sau omul de știință, și oamenii stăteau așa, se uită, mamă, și inginerul întrebă, vedeți, băi, lucruri noi, nu stăm așa ca țăranii. Ați înțeles, țăranii se uită așa la el. Domnul agronom, n-am înțeles nimic, dar pe semne omul ăsta de la București e foarte inteligent. Halal de inteligența lui, dacă n-au înțeles țăranii ce vrut el să spună. A fost magnific, dar n-am înțeles nimic. Dar n-am înțeles nimic. Ziceți dumneavoastră, domnul profesor sau domnul ăsta agronom, ce-o vrut el să Traduce. zică? Și în momentul ăsta, agronomul, dacă vrea, poate să traducă cum vrea el lucrurile respective. Ei, uite, exact asta s-a întâmplat în 2020. Ne-a arătat că noi nu avem nici cele elementare fundamente de știință. Adică tot, peste tot locul spune așa, ascultați numai autoritățile, ascultați numai, sau specialiștii. Dar toți care au vorbit la televizor despre asta sunt orice, dar specialiști în asta nu. În același timp, țara e plină de specialiști, probabil, mă gândesc, dacă nu, atunci e și mai Sunt, eu grav. sunt sigură că sunt Specialiști în oameni. ceea ce se numește virusologie, pandemie și orice alt lucru de felul ăsta, de la specialiști militari până la oricare alt nivel, nu i-am văzut niciodată. N-am văzut membrii Academiei să vină să spună ceva. La ce mai avem Academie? Dar am ascultat tot timpul de un OMS care este o organizație privată, adică plătită din bani privați. Mai mult decât plătiți din banii cui? Statelor. Gândiți-vă și voi. Facebook-ul, dacă ar fi o țară, ar fi a șaptea țară din lume după PIB. Da. Dacă punem și Google acolo, dacă mai punem și Twitter, dacă mai punem și ceva, și dacă le punem pe toate în un loc, ca o țară, ar fi țara cea mai bogată din lume. Dar este privată țara respectivă și compusă de niște corporații și condusă de niște oameni concreți care pot avea niște ce? Dorințe, pot avea niște planuri, pot avea un viitor, pot avea chiar un vis, pot avea un proiect,
unde vor să ajungă. Apropo, tocmai de lucrul ăsta, în 2021, foarte mulți oameni vor părăsi mediile obișnuite sau de care, cu care ne-am obișnuit noi acum de socializare, cum ar fi Facebook-ul, Twitter și astea, încet, Vor încet ieși din oamenii o să le pătrat. părăsească. Inclusiv și da, vor dori să iasă din pătrat. De ce? Pentru că patru impune limite, inclusiv și în gândire. Și apropo, dacă pătratul e a meu și eu sunt așa bătut în cap și tu ai intrat în pătratul meu, eu o să-ți impun ție limitele mele. Bătutul meu în cap se va răsfrânge asupra și te voi obliga și pe tine să ajungi la fel de bătut în cap ca și mine. Să gândim în pătrățel. Noi militari așa gândim, noi așa facem, noi altfel nu gândim pentru că de aia suntem militari, Ești cu noi altfel sau gândesc așa. ești împotriva noastră? Evident, tocmai din lucrul ăsta, uite, situația asta absolut comunistoidă, deși pretindem că suntem o țară sau visăm la oricare democrație, aici în țara asta te bate dacă cineva, sigur, te bate dacă spui un tricou cu Putin sau cu Trump sau cu AUR sau cu PSD și pornește prin oraș. Eu zic să nu Faci tu, încerce lumea. faceți asta un astfel de experiment, adică faceți un astfel de experiment ca să vă dați seama foarte clar și fără nu știu ce științe, pe loc, adică științific, material, pragmatic, pe loc, care va fi efectele Dar în asupra acest an ta. 2021, apropo de ieșirea din acest pătrățel, vor apărea nu doar în România, ci la nivel global, tot felul de comportamente, atitudini, tocmai așa, la modul ăsta de ieșite din tot ceea ce cunoaștem până acum? Vor apare, dar urmează despre asta să vorbim. Să facem o trecere mai lin. Patru, impune tot felul de limite și știi, ca în armată. Uite, ai ajuns în armată, vrei, nu vrei? Bă, aici așa e armata, aici salută, așa faci, așa mergi, așa mănânci, așa culcat, sculat, nu știu ce. Nu faci tu de capul tău cum vrei tu, nu? Păi dacă vroiai să nu fie așa, trebuie să rămâi acolo la civile. Ai venit aici, aici o să așa să faci. Alții îți vor spune, băi, ai venit la noi aici, așa se trăiește. Ai venit la noi la jandarmi, ai venit la noi la polițiști, ai venit la noi la doctori, ai venit la noi unde este, peste tot unde este sistemul. Deodată ne-am trezit că vine cineva de afară și ne spune cum trebuie să ne comportăm și cu ce să facem, ca nu cumva să ieșim dintr-un pătrățel impus, nu de știință, ci impus din micimea minții lor, a fiecăruia în parte. Adică, uite, unul limitat și bătut în cap, cu altul limitat și bătut în cap, se adună acolo undeva și e o decizie bătută și limitată în cap. Și o impun tuturor, pentru că asta e legea pătratului. Cine nu vrea să facă ceea ce e scris în pătrat, e la 7 zile de arest. Amendă. Deci 5 ori mai mult decât Pedeapsă. primește el salariu. Arestat, împușcat, că am înțeles, că în perioada asta de în unele țări erai. Noi nu știm și la asta nu se arată, dar nu în lițări ești împușcat în cap dacă nu porți mască. Adică o Bătut pe pedeapsă, stradă, uite în sub India, diverse primești forme. o pedeapsă. Exact. Sub diverse forme, dar dinainte stabilite în cadrul pătrățelului. Niciodată spontane, niciodată dinainte stabilite și anunțate, că asta e legea pătratului. Bun. Noi o să mai trăim sub influența principiului respectiv până la data de naștere a României, adică până luna a 12. În același timp, asupra noastră vor veni și ce? Influențele lui 5. Și influențele lui 5 pentru că sunt inevitabile. Așa. Sunt inevitabile. Acum, 4 reprezintă Pământul. Pământul reprezintă patru în japoneză sau în chineză, de exemplu, hierogliful care răspunde, care arată cifra 4, se scrie ca și moarte. Adică între cuvântul, hierogliful moarte și cifra 4, aproape că nu e nicio diferență. Ei asociază 4 cu moartea. 4 reprezintă pământul și pământul este întunecat și greu de lucrat. Și în general, când 4 aduce după sine foarte multă muncă, din greu, întunecată, pentru câștiguri îndoielnice. Uite, am muncit atât de mult, toată țara respectivă, am făcut ce am făcut, am adus, am creat, am făcut nu știu ce. În același timp, câștigurile vor fi îndoielnice pentru tot ce am făcut noi. Eu cred că I-am exemplul ținut cel de mai bun oameni e cel acasă. agricultură, știi? Că uite, muncești, muncești, au venit, nu știu, potopul ce au venit acolo și au distrus toată cultura și uite, toată munca aia parcă nici nu se vede sau mare lucru de acolo nu poți să mai culegi. Cam așa, ca analogie, și Ca foarte analogie, bine, da. bună analogia,
Da, pentru că noi trăim într-o lume creată după principiul analogic, dar o percepem de cele mai multe ori, ca și sub influența principiului digital. Și aici e greșit. Și atunci, analogiile, foarte bine când le găsim, important ele să fie adecvate. De ce? Pentru că așa cum în ceruri, așa și pe pământ. Asta e analogie. Bun. Adică lumea este analogică. Mai departe. Sau cum pe pământ, așa și în ceruri, prin vederea împlinirii unuia și aceluiași sens. 4. Atrage pe foarte mulți oameni care ce? Care n-au fundația cum se cade, ce face? Le fuge pământul de sub picioare și în general te trezești mâine cu ei unde? Sub pământ. Putem să spunem din punctul ăsta de vedere că toți oamenii care au murit în anul respectiv de COVID aveau fundație slabă. Oricum, patru este și despre Uite, acum toți sănătate. sunt de acord. Despre Este și corp. despre sănătatea corpului fizic. Corpul fizic, Despre da. corp, sănătatea fizică. E vedeți, doar de sănătatea fizică, nu mentală, nu altă. Și acum, uite, toți oamenii români noștri sunt obișnuiți. Vibrații, creștem vibrațiile, frecvențele, nu știu ce crezi că e acolo, dar cam așa ceva. Adică boala este suma sau rezultatul unor păcate. Dacă te-ai îmbolnăvit, înseamnă că undeva ai păcătuit, înseamnă că n-ai trăit adecvat, n-ai gândit cum trebuie, ai avut frecvență, cum spune că de multe ori aud, vibrație joasă. Ai avut vibrație joasă și uite, te-a luat dracu, cum ar fi. Adică te-ai îmbolnăvit și ai și murit. Bine, sunt de acord cu asta și eu sunt de acord cu voi. Chiar așa este. Bun, să mergem pe principiul ăsta mai departe. Acum locuiva ai murit bunicul, mama sau cineva, bătrâni, cum... Nu. Se mai aplică asta? Sau în cazul rudelor voastre sau cine a murit Devenim acolo? Nu se mai subiective, aplică. Anatol, în cazul acesta. Păi, dar uite, asta este între cerul și pământ, nu este niciun fel de subiectivitate. O introducem noi. Sunt reguli și principii fixe, exacte. Și îngerii, începând de la îngeri, acolo nu au emoții. Adică subiectivitatea nu există. Ei tot timpul cântă și proslăvesc precizia, exactitatea și sfințenia, adică asta înseamnă exactul, cui cerurilor și a Dumnezeu. Noi aici introducem, domnule, tot oamenii așa care sunt răi trebuie să moară. Dacă nu a murit cel meu, apă, dar nu, că meu era bun, dar de ce a murit atunci? A, apă, dar nu știu, alta. Asta nu e nici știință, nici ezoterică, dar ezoterică este cea mai amplă știință din care s-au născut toate celelalte științe. Și orice știință a existent azi, că e matematica, că e fizica, are partea ei de ezoterism în continuare. Și partea ei de magie. Pe care, câteodată, uite, exemplu, te duci la farmacie. Rotopastile, durul capului, băgat-o acolo, ai înghițit-o. Magie, ți-o trecut durerea de cap. Cine e farmacistul de astăzi? E vrăjitorul sau cum se numește, vraciul din cândva. Numai că acum el a devenit materialist și s-a încadrat într-un pătrățel care se numește știință și numai ce e în pătrățel putem să acceptăm, ce nu e în pătrățel nu putem să acceptăm. Apropo, eu cunosc foarte mulți oameni care s-au tratat în condiții de casă, folosind propriul său tratament, cunoscut de foarte mult timp de la străbuni, încă de la bunici, inclusiv cu inhalații. Așa? N-au ascultat de pătrățel și n-au pățit absolut nimic. Iar cel care, la primul lucru, o simțit ceva, o și-a alergat la spital, mulți dintre ei de acolo nu s-au mai întors. Dar asta Apropo, cred că poate ține să-mi foarte spună mult și de mie, credința în acel tratament, pentru că oamenii care au ales probabil și nu să numai se de credință, trateze acasă ține de o au serie crezut. întreagă de lucruri, inclusiv de infecțiile nozocomiene care sunt în spital. Mie să-mi explice cineva cum în 2020, cine constituțional, după ce lege, cine a anulat cuvântul gripă în general? Anul ăsta nu s-a îmbolnăvit nimeni de gripă, a dispărut gripa, toți au murit și s-au îmbolnăvit numai de COVID. Avem în general în statul ăsta o statistică despre gripă sau avem numai despre COVID? Unde a dispărut gripa? În cazul ăsta mie îmi convine. Eu chiar încep să mă rog să continuăm cu chestia asta, cu COVID-ul, să găsim noi odată. Dar o să dispară, în schimb, toate formele de gripă. Toate formele cu unii au murit și de alergii. Unii au murit și de... Dar nu, adică infecțiile intraspitalicești au dispărut cumva cu totul? Dar poate mie să-mi spună cineva când s-a dus și l-a intubat acolo, sau că tot stat acolo în spital, nu n-o mai prins ceva suplimentar? Pe lângă sistemul lui imunitar deja înfricoșat și el ca stare dus la pământ. Dar poate să-mi spună cineva că tratamentele în primele luni, chiar și poate mai târziu, care au fost date în cadrul sistemului, patratului, au fost corecte,
Dar nu cumva poate chiar și tratamentele au ucis o mulțime de oameni, nu atât virusul, cât tratamentul greșit. Totul este Uite, posibil. patru ce face? Țineți minte că patru sunt parte în toate formele, nu? Asta ne-a arătat în felul următor și menirea funcției anului era așa. Că acele state, oameni, instituții care n-au fundație, n-au oameni de bază, nu au fundație stabilă, o să se facă de râs în toate felurile. Și uite, am ajuns că ce? Cu o serie întreagă de corporații, de televiziuni, de media, de rețele de socializare, state, organizații globale, ce au făcut? S-au discreditat în totalitate, pentru că sunt parte tot de egal la doi. Și dacă sunt parte la de al doi, are puterea majoră de a te discredita. Țineți minte, la început, masca nu e bună și nu știu ce acolo. Mai târziu, aceiași oameni, da, aceiași oameni de la aceiași instituții, e maximul de bună. Numai asta trebuie să o folosim. Prima dată, da, e o gripă așa, e o gripă puțin mai agresivă ca altă gripă. De multe ori nici nu necesită internarea. Și într-adevăr, de multe ori nu au necesitat internarea. Uite, vecinii mei, câți nu am mai cunoscut eu așa, n-au necesitat niciun fel de internare. Boala este atât de periculoasă încât trebuie să fii testat ca să-ți dai seama că o ai. Că altfel tu ești asimptomatic, nici nu știi că ai boală. Dar este atât de periculoasă încât trebuie să ne plăzim global. Filosofie pe tema asta nu o să facem, eu fac discuții despre cifre, care este funcția și principiul ei și ce aduce odată cu ea. Orice lucru împărțându-se la doi se discreditează în interiorul lui. Și uite așa, și în guvern, și în viața noastră, au apărut unii pro-mască, alții fără Dualitatea lui niciun fel doi, de practic. pricepere. Doar, exact, doar în gustimea minții. Apropo, și unii sunt guști și alții sunt înguști la minte. Spunem așa, să o spun mai dur, și unii și alții sunt nepricepuți și proști, dar se bat între ei pe motive de ce, bă, tu nu poți mască? Dar ce o s-o port numai eu? Adică știi chestia asta românească să moară ca pravecinul. Nimeni într-o oră țară nu o să-ți facă observații și nu porți tu mască. Poate că am de la medic scutire, poate că trebuie să nu port, poate că nu o să te întrebe nimeni, decât poate o autoritate, poate un polițist sau așa, dar un trecător nu o să spună peste. Eu am primit-o la București, adică stăteam, așteptam taxiul și eram la un pas de intrare la hotel. Și o doamnă trecând pe lături, mi-a făcut o situație. Dar, domnule, purtați mască, eu de ce o port? Mi-a venit și chiar am spus, domnule, dumneavoastră soțul vreodată vă bătut, da? Păi să vă bat și eu, poate și numai el. După același principiu. Unii se numesc pe alții idioți, fiind idioți toți deodată. Tot așa și cu vaccinarea și alții antivaccinare. Nu contează ce ești, tu vaccinat sau pro-vaccin sau antivaccin, vă asigur din perspectiva lui 4, dacă se întâmpla anul oricare alt an, era altceva. Din perspectiva lui 4, adică din 2020, vă asigur, și unii și alții sunteți bătuți în cap. Nici unii, nici alții nu cunoașteți în totalitate sau maximum de informații necesară și utilă ca să luați o hotărâre în privința. Mergeți pe încredere. Ca țăranul. Merg prin credere să le traducă agronomul ce a spus omul de la București. Ții minte exemplu care sunt dat. În cazul ăsta, agronomul poate că știe ceva, dar ceva poate că nu o să spună, poate că o să-ți traducă, poate că o să uite ceva, nu obligatoriu din rea intenție, ceva uitați să vă spună din ce o Au spus, înțeles poate greșit ceva ceva. elementar. Sau greșit, sau încurcat, sau poate nici el ceva nu a înțeles. Și țăranul așa trăiește. Dar pe urmă țăranul se va împărți în două. Unii se vorbate cu ceilalți, că eu zic că așa au zis domnul agronom. Nu, au zis altfel, dar eu asta am înțeles, se vorbate între ei. Uite, 2021 va spori foarte mult șansele ca un grup uman să se bată cu alta până la nivelul crâncenii. Și asta va fi, și se va spori lucrul ăsta. Adică dacă 2020 o clătinat fundația fiecăruia, fundația psihologică, fundația spirituală, fundația fizică, la unii chiar s-au întărit, știi, cu unii oameni, ca și ca o clădire, e luat-o, trecut-o pentru un cutremur, e s-o așezat mai bine, pentru că a fost inițial, din timp, construită corect. Prin ce? Prin ceea ce ne-am permis să gândesc, să analizez, să studiez, să învăț. Cum am așezat eu în mine ca structură psihică, emoțională și fizică. Ceea ce s-a întâmplat în lume, acum nu au făcut decât o zdruncinat pe drept. S-au așezat mai bine în temelii,
Da, au făcut niște fisuri, dar asta taman este ce? Un motiv pentru a vedea erorele în sistemul tău și a le corecta. Dar la alții fundația s-a dus rău sub pământ, la alții s-a demolat. Înțelegi cum? Și uite, acum viața o să îi împarte în două. Unii și alții. Înainte cu fundația stricată sau demolată sau ruinată sau ceva, ei se vor mai împărți între ei încă în două și se vor bate până la nu știu ce. Adică cât de nesănătos psihic trebuie să fii ca să sari la gâtul unui om pentru că el nu poartă mască. Dar mâine pe mâine vor să bă, dar tu te-ai vaccinat? Nu. Dar de ce nu te vaccinezi, bă? Bă, îmi pui viața în pericol. Dar nu gânde, bă, dar vreți să dau un cap în gură? Bă, dar tu vreți când îmi pui copiii adică am risc? Bă, uite așa, știi, vezi? Și atunci Cât de întrebarea vine, ce e nesănătos de trebuie să fii făcut? ca să sari la... Păi fiecare faceți ce vreți. Eu vă descri. Adică, dacă eu o să Ne vă descrii spun ce ați de făcut, contextul, asta e dar ca și poate ne chestia și cu îndrumi. tortul. Dar degeaba vă îndrum dacă nu vreți. Adică, știi, odată o doamnă mi-a cerut, eu am făcut un tort, i-a plăcut și mi-a cerut rețeta. I-am dat-o, dar am făcut pareu repede cu toți ceilalți că ea în următoarea lună nu o să facă tortul ăsta niciodată. Și cu soțul ei la fel. Și ghiți ce-a fost? Așa și-a fost. Când un om primește ceva gratuit, cum ar fi spus, cere numai așa ca să fie. Dar spuneți-mi și ce trebuie să facem. Oh, păi, dar e greu. Dar stai, n-am aia. Dar trebuie să mă la piață să cumpăr ei la alte. Dar n-am bani. Dar nu știu ce. Nu mai faci. Cel care vrea să facă, fură rețetă. Face, stă pe lângă tine, te urmărește, te analizează, observă și își dă seama ce are de făcut sau cum să face tortul ăsta. Bun. Cum se Tocmai zice, acum ne meseria se întoarcem fură. la... Exact. Bun. Acum ne întoarcem la 2000, venim mai aproape. Uite, toate fenomenele astea legate de cifra 4 și principiile sale de funcționalitate și restul, descrierea evenimentelor ne duce mai departe către ceea ce se numește 2021. Ce avem noi aici? 2000 o constantă și 21 care se modifică. 21 respectiv, în cele din urmă, dau 3. Dar 3 ăsta e compus nu din ceva, ci din 2 și 1. Ca structură geometrică, adică în geometrie, 3 respectiv reprezintă ce? Un, Triunghi. corect, un triunghi. Dacă triunghiul are toate laturile corect construite, așa să zicem, atunci tipul ăsta de triunghi, cum se numește? Echilateral, mi-amintesc bine? Așa, echilateral, echidistant, Corect. echilibrat și oricum vreți. Adică și aici în mijloc, dacă triunghiul este echilibrat, aici în mijloc apare totdeauna ce? Un ochi. Așa? Care ce face ochiul ăsta? Vede tot ce se poate vedea și în ascuns inclusiv. De ce? Pentru că aici există o armonie. Este o, așa, simbolistică, așa, un ochi. Și dacă ochiul ăsta aici apare, atunci în jurul triunghiului respectiv apar și niște raze, uite așa, strălucește în toate direcțiile. Este? Adică vine și ne spune în felul următor, că anul 2021 este anul în care vor trăi bine și în general anul care este pentru oamenii care au gândurile, emoțiile și faptele echilibrate, echidistante, cum mai este? Echilateral, Echilibrate, echilibrat, echidistante, echidistant. echilaterale, cum mai vrei tu acolo. Echi înseamnă egal îndepărtat. Așa. Dacă spunem echilateral, adică egale laturile. Dacă echidistant, înseamnă că distanțe egale. Uite, eu sunt aici, dușmanul e acolo, prietenul e în spate, la aceeași distanță și unul și altul. Și eu păstrez poziția de mijloc, tocmai din cauza 2021, creează cifra de vibrație 5. Cifra cui? Mijlocului, centrului, a orice, și a omului, și a structurilor sociale, și a structurilor financiare, politice și oricare. Dacă tu vei fi așa, nu vei fi lovit în centru.
dacă tu ești oricum altfel, adică uite atâta niște emoții ai, atâta niște gânduri ai și de aici așa niște fapte ai, atunci uite aici, tocmai din cauza că latura asta a gândurilor este foarte mică, vei păți toate necazurile în anul ăsta. Altul are gânduri foarte multe, fapte puține și emoții, uite tot atât. E, atunci din cauza că nu acționezi corect sau nu-ți ajung faptele, vei fi lovit și vei fi destul de dureros. Alții înfăptuiesc tot felul de lucruri, uite, fapte mari, așa cum le desen eu acum, emoții puține și tot așa gânduri între unii de felul ăsta. Atunci vei fi lovit în lumea ta emoțională, în sfera ta emoțională și vei suferi destul de mult. Ca să nu pățești nimic, trebuie să fii echilateral. Echilateral. Bun. Dacă venim și spunem că în anul 2000 cu hotărârile le luau sistemul și se răsfândeau asupra ta cumva, 2021 venim și spunem spatele la 2, nu zero ăsta care poate să înghită ca pe cada, pe toți, ca apa din cadă. Ce apare unul și ne spune că în 2021 hotărârile care te vor lovi sau te vor însănătoși și va trebui să le iei individual și să nu asculți de sistem, ci să asculți individual de tine. Nu contează ce spune sistemul, oricare ar fi ăla, contează ori mintea, ori emoția, ori faptele tale. Dacă sunt greșite, poți să dai vina pe urmă pe sistem cât vrei tu, că vaccinul nu știu ce efecte au avut sau că masca nu știu ce efecte sau că... Nu contează. O contat? Dar nu mai contează. Contează judecata individuală. Dacă acum eram loviți toți deodată care eram în cadrul ăsta și noi toți deodată suntem în cadrul ăsta, nu suntem toți români, suntem, trăim în România, să ne supunem legilor românești. Uite aici să putem fi loviți toți deodată. La anul, adică de la anul, de aici încolo, fiecare va fi lovit individual. Și fiecare va trebui să iei hotărârile sale proprii individuale, gândindu-se și analizând. De ce? Pentru că cifra 3 înseamnă în primul rând ce? Gând, emoție, faptă. Dacă ne punem în structura noastră matricială și o desenăm aici, hai să o desenez eu cumva așa repede. Uite așa, de exemplu. Bun. Simbolistic, adică trebuie să fiu chiar foarte exact, așa pac. Bun. Aici va fi... hai să analizăm și mai departe, ca să vedem ce cifre chiar acolo în cap. Adică avem în felul următor. 2, 0, 2, 1. Ale adunăm pe toate la un loc, egal cu 5. Egal cu, așa, 5. Este? Adică 5. 5 minus 4 va fi 1, adică 1. Punem asta în matrița noastră. 1, 1. 5 cu 1. 3 de 1. 2. Da. 2 de 2 și 2 de 5. Așa. 2, 2. Bun. Și asta va fi ce? 5-5. Asta este structura matricială a anului care noi românii o să începem să-l trăim după ziua de naștere României. Dar toată lumea intră în sistemul respectiv. La nivel respectiv. Global? Unii fără. Deja au intrat pentru că au zilele de naștere a țărilor lor în ianuarie, de exemplu, alții în februarie. Treptat toți o să intrăm asta. Nu există un fenomen numerologic sau în care sunt toți deodată. Pentru că fiecare țară, fiecare individ are ciclul solar propriu. Așa va fi. Bun. Vine? Ne ducem mai departe și analizăm. Despre matriță puțin nu o să vorbim. Ștergem triunghiul. De fapt, n-ar trebui să-l șterg. E bine să rămână pe aici așa. Pa, 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 pa. Asta este triunghiul. Putem spune că, nu știi, era vorba aia, România oricum tot timpul e în urmă, ea vine din urmă, știi? Poate fi explicat și din acest punct de vedere, pentru că avem data în 1-a 12-a și cumva vezi, noi intrăm sau venim din spate tot timpul cu anul personal. Poate,
Și chiar așa și este, și asta poate să fie un avantaj. Adică să vedem cum le ar satul altora când începe a arde la noi, să știm ce avem de făcut. Ar trebui să fim Numai pregătiți, practic. că, exact, asta ar trebui să fie pentru noi un avantaj. Numai pentru că noi suntem atât de, cum spun eu, atât nu învățăm din istoria noastră încât nu știu ce. Încât repetăm istoria în continuare. Mai mult ca atât, la sfârșit, asta înseamnă încă un lucru, că avem talentul ca țară, dintotdeauna l-am avut, să intrăm în tot felul de alianțe când acele alianțe sunt pe moarte. Păi dacă venim la urmă. Indiferent. Păi da, noi venim la urmă. Când deja nunta s-a jucat, noi venim la, nu, furatul Numai trebuie vieții. să Am plătim furat-o darul, și... practic. Da, cam așa, la venim și Venim la plătim numai plata darul darului, când dar nu ne-am aceștia s-au distrat, n-am descurcat mâncat. și... Corect. Cam așa, am putea spune cam așa. Bun. Deci anul 3 vine și ne spune în felul următor că la anul viitor vor fi foarte importante asocierile și uniunile. Fiecare țară, fiecare firmă, fiecare om va trebui să aleagă individual în ce tabără sau în ce uniune sau în ce organizație sau în ce alianță se bagă, din care ies, în care intră. Și asta trebuie să fie gândit foarte bine, nu pentru un interes sau pentru o trădare momentană, ci pentru un viitor. De ce? Pentru că, de fapt, anul 2021 este anul în care, de răscruce, în care va porni o nouă lume. 2020 nu m-au așezat, știi, la unii, am spus, la unii fundația s-a clătinat, la alții fundația au devenit și mai tare. Și unii chiar au reușit să pună fundații a unei noi viitoare lumi. Alții încearcă să păstreze fundațiile deja, chiar dacă au rezistat, dar încearcă să le păstreze. 2020 a fost o luptă dintre cei care vor să introducă un nou fundament pe care să construiască o nouă lume și o luptă dintre cei care vor să păstreze fundația și, evident, toată construcția lumii vechi. Lupta dintre nou Și și vechi. vechi. Da. Exact. Lupta asta dintre nou și vechi este acerbă. De așa apare. Bă, ești cu noi sau nu ești cu noi? Tu ești cu ei, cu progresiștii, adică cu nou, cum ar fi, sau cu ăștia, cu vechii? Tu hotărăște, băi, cu cine ești? Cu Hristos sau cu dracul? Sau cu aia? Tot felul de astea împărțeli, de astea ale societății. Cineva îi divide în mod special, pentru că oamenii nu stau prea mult să gândească, și chiar dacă ar vrea să gândească, n-au, nu că n-au cu ce, în sens de creier. N-au informațiile necesare ca să poată face o analiză. Și înțeleg de ce n-au. Pentru că n-are când omul. El se duce la muncă, vine seara acasă, E doctor preocupat cu lucrează toată ziua supraviețuirea. acolo, vine acasă, preocupat. Mulți dintre ei n-au citit o carte de specialitate de câțiva ani. Foarte puțin dintre ei au mai fost la un congres de medicină. Unii. Ceilalți n-au citit o carte de specialitate. La fel în orice meserie. Tocmai asta ne-a dus pe noi, pe toți ca țări, să fim cum? Bătuți în cap. 2020 ne-a arătat cât de inculți și incapabili suntem. Și în capcana respectivă, vezi, au ajuns chiar și însăși America, care considerăm noi că ei fundația democrației, ei temelie, acolo ne uităm, de acolo ne luăm lumină. Brusc se vede că totul a fost un fake. Pentru că, în realitate, dacă era puternică, rezista. De aici încolo America nu va mai fi America pentru că s-a clătinat fundația și conform structură, adică conform numerologiei, imediat în curând. Nu știm, poate cine o să fie inaugurat președinte, să spune că știm așa pe la o parte, știi, ăștia știu cine, ca și cum ceilalți încă nu știu. E posibil să câștigi unul, e posibil să câștigi altul, în general nu important cine câștigă alegerile în America. Dar e posibil ca să existe două inaugurări. Se inaugurează într-un loc președintele Trump, în partea altă se inaugurează ca președinte altcineva. În general nu contează cine câștigă pentru că nu președinții vor conduce. Și asta nu numai în România, adică nu numai la ei, ci și în multe alte țări. Au o energetică foarte slabă și Putin, și Trump, și Biden. Dar, curios, Biden are o structură energetică conform distribuțiilor energiilor în plan anual, puțin, puțin mai mare ca a lui Trump.
Nu contează că e mai în vârstă, asta sunt alte aspecte, asta vorbim. Doar distribuția energiilor, care energetic, el poate penetra lumea cumva puțin mai mult. Dar cu toate astea nu contează cine vor câștiga alegerile, pentru că nici Putin, nici Trump, nici Biden, nici, nu se poate duce ca, cum se numește, funcția până la capăt. Din diferite boli. Unul din cauza bolii, altul din alte cauze. În general, lumea în 2021 o să fie condusă mai mult de, nu de președinți de țări, ci mai mult de, cum se numește, adiutanți sau de secretari sau de stat sau de vicepreședinți sau prim-ministri sau de, De oamenii din nu de, spate, practic, sau din plan secund. evident, oameni în spate. Putin pentru asta deja își pregătește un consiliu național, să spunem așa, în care cred că chiar după februarie, martie, încolo, ce treptat o să cedeze puterea, să spunem așa, cui? Unui consiliu național, unei organizații statale noi construite, care, eu, care o să aibă toate puterile de a conduce cu statul. Cel mai mare, ca și cum dictator al român, al nu știu ce acolo, uite, a luat o hotărâre ca să, foarte bună mie mi se pare, ca să pedepsească toate rețelele de socializare, dacă îngrădesc, inclusiv YouTube-ul, dacă îngrădesc libertatea de exprimare. Așa. Bun. Acum, o să conducă altcineva țările, nu însăși președinții. Și oricine se va ocupa, chiar și în America, chiar să spunem că Biden, de exemplu, el se va ocupa într-o oarecare măsură de politica externă, de politica internă și ce se întâmplă, se vor ocupa cu totul altcineva, secretarul de stat sau, cum se numește, prim-ministru. Dacă prim-ministru, cine, de fapt, Obama încă o dată, cumva. Și se vor lua problemele celor trei mări, și o să vor lua o serie întreagă de politici geopolitice care sunt foarte importante pentru ei în momentul ăsta. Cu ocazia asta nu vor face nimic altceva decât vor lovi ei înșiși în propria lor fundație încă o dată. De aici încolo, America avea probleme interne suficient de multe ca să mai îngrijească de altceva. Pe lângă asta s-a observat că războaiele au încetat. Cumva nu se mai vorbește nimic. Sau dacă ele sunt, de ele nu se vorbește Și nimic. avantaje și dezavantaje tot timpul. Din ceva reiese și Corect. una Uite, alta. tocmai de a patru că se împarte egal la doi, dar după el vine o cifră impară, să spunem în felul următor. Nu există rău fără de bine. Și nu există bine fără de rău. Numai că știi, ce e bine pentru pește, nu e bine nici pentru pescar. Iar în relația pește-pescar, când e bine pentru pescar, nu e bine pentru pește. Ei, uite, relația asta, bine și rău, în 2021 se va accentua. Nu trebuie să uităm niciodată că cifra 5, cifra 5 se reprezintă nu numai așa, cu un colț în sus, ci și cu două colțuri în sus. Pentagrama Este, și întoarsă, cu nu? un vârf în jos. Știm cu Pentagrama toții ce întoarsă. Una înseamnă. reprezintă Binele, așa. iar cealaltă răul. Bănuiesc. Așa. Nu numai că rău, ci alt tip de principiu. Una reprezintă pe. Opus. Uite așa. Îți Opus. este invers desenată? Mie nu-mi iese. Ce? Să Na, în desene, analog. să, A, de să diferență că desenezi bineînțeles, stați acum. inversul pentagramei. Da. E așa. O dată. Doi. Trei. Patru. Deci zici că dacă e Cinci. să o desenezi, zici că am două mâini pe stânga. Și forma aia altă, care e așa, o dată. Doi. 3, 4, 5. Adică la una orizontală stă jos, la alta orizontală stă sus. Am putea schematic să le desenăm așa. Una este asta. Așa. Sau asta este, următoarea este așa. Este asta ce înseamnă 5? 5, 4 înseamnă, cruce înseamnă patratul. Marele patrat care nu are colț. Iar elementul care este în plus pe crucea respectivă este cine? 1. 1 care stă Omul pe pe cruce. omul pe cruce. Așa, omul pe cruce. Unul pe cruce. Împreună îi creează ce? 5. Dorința cui este 5? Dorința omului de a se smulge din cruce. Sau dorința omului de a se smulge din patrat.
sau dorința omului de a părăsi lumea asta fizică, materială și a te îndrepta către alta spirituală. Adică a te duci încolo undeva. Și când vezi că speranța ta piere, ce spune Hristos? Doamne, mă lasă în mâinile tale. Facă-se voia ta. Și în timpul ăsta se desprinde de pe cruce și el ce face? Pleacă. Cinciul ne arată că valorile materiale, corpul, banii, casele și nu știu ce mai sunt pe acolo, tot felul de lucruri, din 2021 nu mai au nicio importanță. Ce sunt importante numai valorile cu care Spirituală. dincolo te duci. Doamne, mă lăs în mâinile tale, îmi lăs sufletul sau spiritul sau în mâinile tale și pe mine în general, nu? Nu uităm că 5 e făcut din 3 și 2 sau din 4 și 1. Așa. Adică ce ne spune nouă asta? Că la anul 2021 tendințele oamenilor de a ieși din patrat, din zona asta îngustă, din zona asta de mentalitate patrată, bătuți în cap, cum le spun eu, a zis, probabil nu o singură dată, a zis tot felul de disene. Vine copilul la școală cu capul așa rotund, frumușel, și când pleacă de acolo, este cu capul patrat. Nu? Un profesor îl bate așa, altul așa, de dând, încet, cu capul patrat. La sfârșitul școlii iese cu capul patrat de acolo. Reportofon. Care nu știu ce să mai duce la școală, pentru că astăzi sunt inventate tehnologii care pot reasimila informația foarte clar, și o pot reproduce cu maximă fidelitate. De ce trebuie să repet eu nu știu ce lucru fără să-l înțeleg când poate repeta asta? Aș putea să-mi trimit la școală reportofonul. Sara vin să-l iau și văd eu acolo și când odată în viață poate o să-mi trebuiască. Dar probabil într-o la școală nu ca să învăț să reproduc, ci ca să înțeleg ceva de acolo. Să Ca să învăț să înțeleg, adică gândesc. ce o vrut să-mi spună prin legea. Să învăț să gândesc, evident. Și să gândesc nu numai fizică, ci să gândesc primul fizica în viață. Cum aplic fizica sau unde regăsesc fizica în relații emoționale, în relații fizice, termodinamica, e numai acolo undeva sau și când mă apropii de tine și tu de mine și ne sărutăm, intră în funcție procese termodinamice sau nu intră. Că văd că ne încălzim. Spornește procesul de entropie sau nu. Dar știm ce este entropie, dar... Adică învățăm să gândească. Uite, viitoarea civilizație către asta se urmărește în drum, ne duce. Cine nu va face chestia asta, în curând, inteligența artificială va înlocui orice om. Gândiți-vă deja acum, în Coreea de Sud, mașinile lor acolo se produce cu zero participare umană. Totul este făcut de către cine? Roboți. Calculatoare și roboți. Oamenii astăzi când vorbesc de roboții și imaginează un roboțel așa care vine pe acasă sau o roboțică cu care timp, nu știu ce faci. Nu. O să fii și de asta, dar mai târziu. Roboți înseamnă mecanisme conectate la inteligență artificială care pot face lucruri în locul tău. O serie întreagă din 2021, pregătiți-vă pentru asta, de meserii sau specialități sau profesii intermediare vor începe să dispară. Nu vor dispare toate în anul ăsta. Aici se va pune ce? Începutul, sămânța în 2021. Prin ce? Prin unele legi care le vor lua, prin faptul că se vor aduna câțiva oameni undeva și vor gândi și vor lua o hotărâre, o rezoluție, vor stipula-o undeva, se va crea un proiect, dar din anul respectiv se creează premiza ca o serie întreagă de meserii să dispară, inclusiv contabilul. Nu o să fie nevoie de contabil, pentru că inteligența artificială o să facă contabilitate atât ca individ, cât și ca persoană fizică, ca și persoană juridică și în același timp la toată firma ta deodată. Și fără de eroare. Și o să spune exact cât trebuie să plătești și restul. Mai mult ca atât, tot din 2021, capitalismul la care noi tot tindeam, o să înceapă să distrugă afacerile. 21 în sine ne arată. Adică însăși capitalismul va începe să înghită sau să distrugă afacerile sau pe afaceriști. Probabil ați auzit voi undeva într-o lumea viitoare în care totul se face pentru binele omului. Înțelegeți cum?
Totdeauna. Totul se face pentru binele omului. Dacă nu pentru binele tău, atunci pentru binele comun, social, pentru bunele comunității. Uite, și aici este o gândire pentru binele comunității. Uite aici, și aici este o gândire pentru binele comunității, pentru binele omului. Și aici e altă gândire, tot pentru binele comunității și a omului. Uite, lupta asta dintre astea două forme, în 2021, va fi aprigă. Ce ne spune nouă 21? 2000, doiul, adică ce? Dualitatea, adică balanța, adică cântarul, va primi un nou impuls. Doiul răspunde de apă. Apa, hai să spunem altfel, apa va a primi un nou impuls, un nou început. O nouă formă, poate, nu? Că apa ia forma oricărui vas în care o pui, de exemplu. Evident, da, apa din interiorul ei și apa și nou impuls va genera o putere. Uite, putem să spunem așa, uite, 2 este luna, iar 1 este soarele. Vedeți, soarele și luna vor ține cu luna. Acum gândiți-vă și voi, cine de pe aici poate fi închinătorii soarelui și cine de pe aici poate fi închinătorii lunii? Între astea două lumi va fi o luptă foarte mare. Și ea nici nu contează cine va câștiga. Pur și simplu, nici nu contează care dintre aceste lumi va câștiga. Cei care vor să facă lumea și să izoleze omul cu totul, să stăie pe acasă, și să primească salariul pentru că stă acasă. Uite, acum, zic care, uite, omul stă acasă, dar pentru asta primește oricare despăgubire. Corect? Ați primit oricare despăgubire. În America, de Nu știu, exemplu, nu cunosc, nu sunt în în cazul America ăsta. e aproape 1000 și ceva de euro. E 1000 și ceva de euro, ia 1000 și ceva de euro, stând acasă, 3000 și ceva de euro, ne descurcăm. Apoi nu mai puteți, le-au dat numai 600. Apoi nu mai puteți, le-au dat numai 400. Biden vine și spune că o să le dă 600 înapoi. Și o să le dă, de exemplu. Că să stai acasă, pentru că nu poți să ai avantaje din progresul afacerilor sau mediului de afaceri, pentru că tu ești acasă. Fii compensat. Dar pe urmă iar o să vină la 400, dar pe urmă să vină la 300, dar pe urmă să le dea numai 200. Și uite așa treptat se verifică din butoane în timp, în diferite popoare, când o să bâzâie ăștia, când o să nebunească, când o să iasă, când o să vrea să se rupă de pe cruce, când o să Când o facă să scandal. revolte. Și atunci când o să facă scandal la 200 de euro, o să negociem, ok, hai să vă dăm înapoi, ce știu eu acolo, lumea vrea, vrem 300, 300, că altfel nu știu ce facem. Statul zice, 300 nu putem, dar hai să nici pe a vostru, nici pe a noastră, vă dăm 300, adică vă dăm 250. Lumea e 250. mulțumită, s-a întors acasă. Așa se negociază. Și atunci o să stai acasă cu 200 de euro. Numai că știi care e chestia. Unii se obișnuiesc să trăiască cu 200 de euro acasă, dar alții nu se obișnuiesc. Dar să muncești, nu o să ai unde. Pentru că o serie întreagă de locuri de muncă vor începe să dispare deja din 2021. O serie întreagă de afaceri care s-au închis, nu o să-i mai deschidă niciodată proprietarii. Proprietarii nu o să mai deschidă afacerile. Nu o să mai vrei. Da. Nu știu cine o să mai ducă la unghii false. Nu știu cine o să mai ducă să facă, nu știu ce, extensii de păr. Nu știu cine o să mai ducă să mai facă, nu știu ce, tot felul de afaceri astea, nu știu, să facem silicoane la sâni, nu știu ce, ca să ce, că tu oricum nu ești din casă. Nu, cui mai trebuie să sânii tăi? Nu? Relațiile interumane iarăși se vor deteriora foarte mult, pentru că doi înseamnă ce? Relații între unul și altul. Dar între acestea doi va apare ce? Un nou impuls. Pe unii, anul 2021, îi va uni și mai mulți. Chiar se recomandă să faci căsătorie în 2021, dar pe alții, știi cum, e ca și cum între un pol și Magneții. alt pol ai băgat o sârmă și iese scânteie de acolo. Ca și cum ai băga o sârmă în priză cu doi poli. Ah, ok. O să iasă scânteie pentru foarte mulți oameni, dar scânteia asta poate să iasă și între cine? Între ceea ce este principiul feminin și masculin în interiorul statului. Legislativul, forța, forțoși, adică care sunt din partea poliției, armației și nu știu, nu știi, care sunt cu Care bătaia. fac munca grea. Da, care sunt cu bătaia. Spunem așa, și între ăștia care este executivul, adică legislativul și executivul, este principiul masculin și principiul feminin. Legislativul totdeauna ascultă de bărbatul ei. Principiul masculin, caracteristici masculine. Cine? Legislativul, care dă legea și femeia, cum ar fi, sau Care principiul execută. feminin, el execută, ascultă și e smirită și își ascultă soțul său. Sau numai așa poate să meargă lucrurile într-un stat. Ei, uite, chiar și între astea două poate să apară ce? Scânteii majore la anul
Viitor. 5 Adică este anul cel. ăsta care l-am început, 2021. Eu zic viitor pentru noi, dar pentru Ah, lume, ok, deja da, pentru fenomenele lume, s-au da. observat, deja în unele țări se observă, altele o Corect. să vadă mai des, fiecare Ziua lui după de naștere. măsura sa. Ziua, da, corect. Ziua de naștere după măsura sa. Totul în lumea asta e pe măsuri, nu pe fiță și hacheță, adică, sau pe ce vrei, nu Matematic, sau nu? matematică, adică creația este despre cum ne-o imaginat ea pe noi, nu despre cum ne-o imaginăm noi pe ea și cum am vrea noi ca Dumnezeu să facă ca să nouă să ne fie bine. Uite, de exemplu, ia stăm să ne gândim, până la 2020, orice uniune de oameni, orice adunare de oameni, că era un chef, că era un grătar, ne adunam vreodată în numele lui Dumnezeu sau pentru lucruri dumnezeiești? Nu, ne adunam pentru băutură, curvă săreală, amețeală pe acolo, nu știu, bancuri prostii și cu asta ne despărțeam. Este toată energia aia, noi o dirijam pentru că orice energie, fie mentală sau emoțională, ea când odată este generată, ea se duce într-o direcție sau în alta. Adică întărește un nor, uite, norul negru îl face mai mare sau face norul alb mai mare. Și când te uiți pe cer, vezi două nori, unul alb strălucitor, unul negru întunecat. Ei, vezi că Dumnezeu vine și spunea, mai stați bă băieții pe acasă, că hrăniți prea mult pe norul ăla. Și vă încurcați singuri. Adică a încurcat și mie proiectul creației. Eu vă l-am dat pe ăla ca să vă ispitească tot timpul, ca să vă vadă tăria de duh. Ca voi să fiți ca Ivan Turbin, că să vorbiți cu el tot timpul, dar să nu cădeți în capcana lui. Dimpotrivă, scade el în cap. Dar voi văd că deja îl slujiți, vă închinați cu totul. Numai pe el îl observați. Dimineața, uite, știi? Norul ăla devine prea mare. Și dacă devine prea mare, mi-e încurcă mie la proiectul meu de creație. Eu trebuie să vă duc pe voi undeva, chiar și prin lecțiile care voi le-ați ales de sine stătător și de bună voie ne se de nimeni. Ați ales să mergeți prin bălării. Mergeți, vedeți cum e. O să suferiți. Dar și asta trebuie să aibă o măsură. Pentru că altfel ne strică proiectul. Sensul creației. Ia mai stați voi pe acasă și gândiți-vă la voi. Gândiți-vă la stomacul vostru, la inima voastră, la sufletele voastre. Mai stați așa, vedeți ce suflete de rahat aproape aveți, că vă temeți să stați cu singuri voi în casă. Pur și simplu, vă temeți să stați cu voi în casă singuri. Vă temeți de voi înși, de uniunea cu voi, de singurătatea în care tu trebuie să stai cu tine. Alții, dimpotrivă, au o mare plăcere să stai cu ei. Dar de ce e așa? Pentru că s-au pregătit de asta, conștient sau inconștient, într-un anumit fel. Ia mai stați voi pe acasă, nu-l mai hrăniți pe băiețelul ăla, că trebuie să existe niște proporții, niște măsuri. Jocul este așa cum l-ați ales voi, dar tot trebuie să existe măsuri. E, uite, când spunem de cifra de vibrație 5, atunci trebuie să înțelegem unii se vor lupta pentru conceptul ăsta de viață și se vor închina cuiva, iar ăștia se vor lupta pentru alt principiu de viață și se vor închina altcuiva. Ăștia au un prinț căruia ei se închină, ăștia au alt prinț căruia ei se închină. Ăștia râd de prințul ăsta că a murit ca prostul, ca și cum pe cruce. Și cât ce le-au dat oamenilor? Nimic. Și la alții râd de și la alții, că nu-și dau seama cum își pun sufletul la vânzare și își pierd sufletul, fără să-și dea seama. Ăștia fiind materialiști, pentru că sunt pe axa numai a X-ului, ăștia își dau seama care rai, domnule, tâmpiților, că nu-i științific, că nu există, nu-i material, nu-i demonstrat, nu știu ce. Ăștia râd de și la alții că ce? Că sunteți tâmpiți, că trăiți numai în lumea materială și nu vă dați seama că există și altceva decât lumea materială. Adică se luptă verticală cu orizontală. Și lupta asta în 2021 va fi cum crâncină, dar încă nu va atinge corpul nostru fizic. În 2022, în schimb, lucrurile astea poate să capete dimensiuni în care cineva îți dă real în cap. Adică o să poți consecința asupra corpului fizic. Da. Dar în anul ăsta doar va trebui să aleagă și statele și oamenii în ce tabără să bagă. Sau din ce tabără iesă. Adică să vor face noi alianțe. Uite, de exemplu, este foarte mult posibil, așa cum am arătat eu o privire, ca Polonia cu țările baltice să se unească, să-și expună dorința de a nu ieși obligatoriu din Comunitatea Europeană, ci să-și creeze ei o altă alianță separat, ca să îngrijească de ei regional mai bine.
Polonia, țările Baltice și chiar și Belorusia, așa cum știm noi, sau nu știm aproape nimic de ea, că suntem îndoctrinați, chiar și Belorusia va vrea să facă parte posibil din același cerc, din același, de aceeași alianță. Ei își vor crea o bază a lor materială, economică, se vor întrajutora cumva, adică ce va face? Noi cu cine o să ne băgăm? Din țările Că dacă apropiate. venim la urmă, s-ar putea să fie când se încheie treaba, știi? Uite, vor începe să facă un fel de alianță tot din anul ăsta. Nu o să apară, gata, o să le vedem. Dar în anul ăsta se pune, se aruncă ce unul înseamnă grăuntele, că grăuntele se aruncă în pământ. O să dă roade mai târziu, dar anul ăsta se aruncă. O să înceapă să facă Se însămânțează. un fel de alianță a țărilor slavice, cum ar fi Bulgaria, Cehia, ce știu. O să înceapă să facă cumva, pe lângă Polonia, probabil, să se unească așa cumva ca să suporte mai ușor sau să aibă o rezistență mai mare în fața celor schimbări care vin. Știi? Adică că dacă vin peste tine ca România, te-am speriat odată și ai cedat. Dar dacă ai un prieten, ai pe altcineva, te întărești, vin și băi, nu te speria, că sunt lângă tine. Nu fă așa, că nici eu nu fac, nici tu nu faci așa, amândoi nu facem, n-au cine face, adică rezistăm. Uite, chestia asta, din punct de vedere României, care am cifra de vibrație 8, este o chestie cum? Foarte sofisticată. Anul este 5, țara este 8, dar diferența este de 3 unități. Exact asta e triunghiul. Adică va trebui să, prin gândurile, emoțiile și faptele noastre, să hotărâm în ce alianță ne băgăm, în ce alianță, din ce alianță, uniune sau ce ar mai fi acolo, ieșim. Va trebui să ne controlăm bine gândurile, emoțiile și faptele ca să putem vedea ce ne se întâmplă. Dacă asta nu vom face, atunci așa ne trebuie, vom deveni, de fapt, ceea ce suntem, dar în continuare, o colonie de cuiva și atunci nici nu mai înțeleg de ce avem nevoie de parlament sau de orice altceva, pentru că ordinele vor veni din altă parte și este pe loc și nu mă voi executa. Nu trebuie nici măcar să se prefacă că fac legi. Că la o adică putem să luăm legile gata făcute. De undeva. Tradusă doar. Adică avem nevoie de un birou de traduceri și un executiv și cam așa ceva. Parlament nu mai avem nevoie. Sau nu o să avem în viitor. Cinciu mai este și cifră nonconformistă. Tocmai din cauza asta, toți oamenii care au meserii liberale, nonconformiste, cinciu înseamnă risc. Cinciu în general înseamnă jocurile sau sporturile extreme. Și din cauza asta, sau cifra asta, îi ajută pe toți oamenii care știu să riște, care știu să fie inovativi, care nu știu, care nu trăiesc tradițional cumva, Care așa au caută făcut mama, așa progresul. face tata și așa fac și eu. Femeia trebuie să fie nu știu cum, soțul trebuie să fie așa, nu știu cum. Nu, care încep să gândească nonconformist. Numai că nonconformismul ăsta, în comparație cu conformismul, scoate la suprafață o mare diferență care se manifestă ca acțiune publică. Nonconformiștii nu se supun. Nu vor să supună. Nonconformiștii caută explicații, caută modalități noi de a rezolva o problemă, caută netradiționalul și neobișnuitul, caută inovativul și noutatea. Pe când conformistul, cum îi spui așa să duci turma cu totul, chiar dacă o duci la tăiat, mărg și behă e frumos, cântând și patriotice, fără să-și dă seama unde îi duc. Pentru că ei au încredere în cioban. Dar poate ciobanul hotărât să-și vândă turma. Ei, asta e așa, este, ne-am adaptat cumva. Adică ei se adaptează și nu gândesc prea mult. Conformiștii. Execută. Conformiștii nu au împins lumea nici înainte cu nimic. Lumea asta este împinsă înainte, evoluată, trasă după cine? După nonconformiști. Uite un nebun, să spunem așa, pe care toată lumea îl vede nebun, pentru că el iese din pătrățel, nu? El iese din dogmele obișnuite, el iese din gândirea tradițională, pătrată. Se apucă pe câmpul ăsta, face un prospect, gândește el acolo ceva și după un timp oarecare, pe acel drum pe care îl omăr singur, cu frică, putea să-și rupă piciorul unde, acum pe drumurile lui, pe cărarea lui, acum ce? Ia o autostradă, unde merg ușor toți conformiștii.
Și le se pare că sunt deștepți pentru că și ei pot ajunge acolo. Dar înainte acolo, o Cineva a mulțime, un riscat. singur om sau câțiva sau un grup mic de oameni non-conformiști, pe care e posibil să-i fi și bătut când i-am prins că de ce mărghii pe acolo. Dar de ce nu fac? Așa ceva nu se face. Așa ceva nu-i bine. Nu a făcut nici mama, nu a făcut nici tata, nu a făcut nimeni așa ceva. Uite, observ cât de emoțional mă exprim astăzi. Ai observat? Sunt gata să joc și roluri, personaje diferite. De ce? Înțelegând semnificația și puterea și profunzimea acelor lucruri care urmează să vină. Da, pot să vă mai repet o dată chiar dacă să lumea în care ați trăit, mă delimitez de chestia asta, eu știam dinainte. Și foarte multe lucruri le-am spus cu 10 ani înainte. Exact așa sau puțin altfel. Eu am spus cu mult timp în urmă, inclusiv și în cadrul televizat, când America va apare comunismul și că va avea și un fel de Lenin al lor, taman așa cum s-a întâmplat în aia. Și toate maidanurile pe care vreodată le-au făcut ei, chiar oamenii care erau plătiți să facă maidane acolo undeva, folosind aceleași principii, vor face maidane în interiorul țării lor chiar. Pentru o anumită categorie de oameni, poate să dispară America cu tot. Pe ei asta nu interesează. Pe ei interesează obiectivul sau afacerea sau banii. Iar pentru asta nu te interesează. Ce e asta, America? Asta cu Anatol, America să dă știi niște că, bani. Uite, hai să asta... vindem America. America dă Anatol. cum vindem, dă niște bani. Putem să câștigăm niște bani. Atunci o vindem. Așa. Și Să acolo știi că spot s-a mai. întrerupt un moment, pentru S-o întrerup doar câteva intensitate. secunde. Și atunci bătălia dintre, să spunem așa, elita financiară globală și elita financiară patriotică, o vedem cum se desfășoară acum în America și o să vedem chiar și să vedem cumva și cine o câștigă cumva, sau cel puțin cine o manipulat în așa fel încât să pară cu câștigat. Adică nu contează cine a câștigat alegerile acum, oricum le-a câștigat, așa sub un fel, într-un fel de supă de ea, ca și cum democratică și frumoasă și nu știu ce acolo. Dar orice om, cât din prost ai fi, îți dai seama că nu e chiar așa. Că s-au măsluit afacerile, că au fost acolo ceva. Că nu doar televiziunile alea au dreptate. Probabil și celelalte care vorbesc au și ele o dreptate. A, probabil și ele manipulează, probabil și celelalte, dar stând la mijloc poți să vezi foarte clar. Nu, că dacă unul spune că ești albă și altul spune că ești neagră, probabil și ăla care spune că ești neagră te manipulează, dar și ăla care spune că ești albă te manipulează, că până la urmă nu ești nici neagră, nici chiar albă. Eu mă uit acum și văd că ești cam gâlbenit. Nu știu Știi? de ce, așa mă face acum lumină. Da. Bun. Deci lumea în care a trăit până acum s-a terminat. Ea s-a terminat încă în 2000 2000 fix. Numai că înainte de a trece la altă etapă, s-a pus ce? Față în față. Cine? Putem spune așa, cerurile și pământurile. S-au verificat corpul cu duhul. S-au verificat. Coincid, nu coincid. Ce nu coincide, se împle. Ori cu suferință, ori imediat trebuie să împle cu cunoaștere, cu duh, cu putere sau cu ceva. De aici încolo, din 2021, deși mulți spun că va fi un an mai ușor, pentru că e 5, adică ai distracție, adică ai chef, non-conformism, adică ieșim din casă, pentru că 5 ca și cum dacă oprim 5, gata, ieșim din casă. Nu, pentru a ieși din casă vă trebuie să te lupți, vă trebuie să fii non-conformist, vă trebuie să găsești idei și modalități de a păcăli sistemul sau de a face ceva, de a te judeca cu el ca să iei, că nimeni nu te lasă. L-ai văzut pe cineva care a ieșit de pe cruce așa, odată mâinile s-au desprins și au plecat cu tot corpul. Dacă te desprinzi de pe cruce, atunci corpul îți rămâne acolo. Nu te lasă patratul așa ușor, să lasă cu bătălii, pentru că cinci înseamnă de mult, când apare nonconformismul, asta duce obligatoriu către revolte. Cinciu este și foc, de altfel, și atunci... Evident, ca și unul. El adică duce către revolte sociale, destul de acute, pentru că cinciul nu vrea să supună, nu mai vrea să se supună. Ok, m-am supus o perioadă de timp și văd că tot ce am făcut eu e zadarnic. Pentru că patru am spus, e zădărnicie, adică am muncit și degeaba. Totul cumva moare. Atunci ce fac eu aici? Gata, nu mai vreau să lucrurile astea, vreau altfel să trăiesc. După alte principii. Și asta gândesc, o să gândească așa, credeți-mă, numai eu și tu, ci în orice țară, există 10% dintre oameni care dacă ei încep să gândească într-un fel,
Ceilalți 90% o să ducă după ei fără să-și dea seama de ce. Uite, în țara asta, 10% din anumită categorie de oameni, fie cei cu steaua în sus sau cei cu steaua în jos, dacă gândesc într-un anumit fel, nu mă gândesc fără nici măcar să se cunoască între ei. Acei 10% din oameni, fiind pe o anumită scară evolutivă a lor, pot, prin gândurile lor, materializa realități. În general, și noi acum, uite, noi ca țară ce suntem acum? Noi suntem, am dobândit rezultatul materializării gândurilor noastre. Ne place cum e țara asta și ce se întâmplă în ea. Nu ne place. Înseamnă că asta sunt gândurile pe care noi le-am materializat de-a lungul timpului, cel puțin după Revoluție încoace, că înainte puțin erau altfel lucrurile. Trebuie să mai menționez încă faptul că în anumite țări, iar peste un timp oricare și în România, ceea ce se numește stalinismul, va ce? Va reapare. Iar pentru unele țări, stalinismul va fi singura modalitate de a ține populația sub un oricare control. Și uite, nu de mult vorbesc că Stalin, dar o să vedeți că o să învățați modelele de la el încă o dată. Apropo, unele segmente de felul ăsta deja se observă. De exemplu, cenzura. Eu sunt blocat pe Facebook pentru că am pus poză cu Biden în momentul ăla, în timpul la alegeri. Și mi-au scris că am încălcat normele de sex și nuditate, dar nu era niciun sex. Era el pe scenă pupându-se sau sărutându-se cu tot felul de nepoata lui, cu cine mai era pe acolo, cu tot felul de fete. Eu doar le-am adunat pozele lor oficiale, mai multe, și le-am pus într-un singur colaj. Ele oricum erau pe internet, numai că una era într-un ziar, alta într-o săptămână mai târziu, alta o săptămână mai devreme, erau în diferite locuri, doar le-am adunat și le-am pus acolo, m-am blocat. Asta e cenzură. Știi care e chestia? Când eu hotărăsc să îmi opresc televizorul, eu hotărăsc să opresc televizorul și gata. Dar când eu îți opresc televizorul tău, nu mai e în regulă. Tu poți să te uiți la televizorul tău cât vrei. Înțelegi? Când eu hotărăsc să părăsesc o rețea, de exemplu, de socialism, sau să-mi închid contul, eu am hotărât chestia asta, am judecata mea, probabil, și motivele mele. Dar când tu mă cenzurezi ce să spun și mă închizi, asta nu mai este o chestie, e cenzură. Îți încalcă dreptul de libertate. Apropo, și aici trebuie să facem o corecție. Dacă rețeaua asta este o rețea de utilitate publică, atunci nu poți să mă închidă. Dacă este o rețea cum privată, atunci da. Ca și eu, am o rețea, am o, ce știu, o pagină privată și pot să-l dau afară și pot să-l les între pe pagina mea pe oricine doresc eu, nu? Pentru că e o pagină privată, corect? Dar însă Ca se la tine rețeaua, acasă, primești pe exact, ca la cine tine vrei și acasă. pe cine nu vrei. Mă prietenesc cu cine vreau, vorbesc cu cine vreau, cu cine nu vreau. Așa. Dar dacă trebuie undeva la anul ăsta o să se stabilească între țări, să stabilim rețeaua asta este una de utilitate publică sau este una privată? Că dacă e una privată, atunci ne dăm într-o parte și ca stat, nu avem ce le face, e privată. Poți să facă băieții aia de la YouTube, de la Twitter, să-l închidă și pe Trump și pe oricine vrei și pe Putin și pe oricine, și pe președintele nostru și în general să scoată țara noastră, să-i baneze pe toți românii. Că așa e treaba Au lor, așa dreptul au de a-și făcut. selecta clienții, nu? Așa scrie pe multe dintre Așa. Și restaurantele sau atunci, unde mai dacă mergeți. asta e corect și dacă asta este o rețea privată, atunci să înțelegem de ce e privată și dacă te-ai băgat acolo, asta este, sau este o rețea de utilitate publică. Mai mult ca atât. Doi înseamnă comunicarea, iar unul înseamnă impulsul. Deci comunicarea, tot ce ține de comunicare și meseriile care țin de comunicare, psihologi, consilieri vor avea un impuls nou, un nou început în 2021. Deschide din nou acolo ca să ne uităm. Un nou impuls. Numai că să vezi lucru interesant. Când spunem de comunicare, asta înseamnă și rețele de comunicare. Nu numai comunicarea intraumană, ci comunicarea chiar intrastatală. De aia spun și încă o dată. Acele state care din 2021 rapid de tot își vor face o rețea de comunicare națională vor avea de câștigat în viitorul imediat apropiat. Acele țări care n-au o rețea proprie națională de comunicare, în 2-3 ani de zile o să fie în totalitate dependentă de o rețea de comunicare care încă nu știm, e de utilitate publică, globală, de utilitate publică sau globală privată.
Și uite, dacă o hotără cineva că îi scoatem pe români, îi scoatem pe români cu totul și nu pot publica pe internet nici măcar rudilor în Italia ce face sau ce se întâmplă în țara respectivă, pentru că ei sunt toți banați. Și uite, vrei Păi e să zic comuni? declarat, rețelele de socializare sunt declarate spații publice, din ce știu eu. Ele sunt spații publice, pentru că și eu pozele care le pun la mine pe Sunt pagină, le publice. adresez publicului, dar pagina este privată, dar rețeaua e cu totul altceva. Adică Publică, eu în ce da. m-am băgat? Într-un club privat sau într-un club global, Public. public și global? Și dacă e utilitate publică, înseamnă că nu mi-ngrădește dreptul la libertate. Dar dacă e privat, atunci tu hotărăști că, uite, să înjuri nu-i bine. Și cum ai înjurat, cum te-o scos afară? Să pui o poză cu Biden, tot nu-i bine, că nu vreau eu. Că la noi, în casa asta, nu se face. Să te dezbraci, tot nu-i bine, nici într-un fel, pentru că tot zbori afară de aici. La noi aici, nu, noi am hotărât că nu vrem așa ceva. Să porți cercei, tot nu-i bine, pentru că dacă te-am văzut cu cercei, e zburat afară. Ți-am găsit o poză cu cruce la gât prin Facebook, e zburat afară pentru că comunitatea noastră, satanistă sau care o fie acolo, nu acceptă pe ăștia cu cruce la gât, de exemplu. Îți dai seama unde se ajunge încet, încet. Ei, uite, lucruri de genul respectiv o să înceapă să fie activ în 2021. Comunicarea va avea un nou impuls și se va pune, dar pentru că se duce totul către 5, atunci va apare o luptă chiar între diferite state sau sisteme pe motivul fake news-urilor și dublurilor standard. Adică pur și simplu 2020 ne-a arătat că totul asta este o nebunie și bătut, adică ce înseamnă limitare mentală și că va trebui să facem ceva cu asta. Pentru că chiar și televiziunile s-au discreditat. Nu numai statele, unele o să continue să discrediteze în continuare. N-ai văzut că parcă cineva face special ceva util? Măștile nu sunt bune. Pac, a venit cineva rapid și o discreditat. Băi, spune. Ce-au spus proștii aia voștri? Spune. Terapia asta e bună, noi am încercat-o, funcționează. Dat-o jos pe ea și cine a spus chestia respectivă, nu e bună, nu funcționează. Trebuie să vă tratați așa cum vă dăm noi, OMS-ul. Păi, cine e OMS-ul pentru noi, pentru un stat? Noi ce nu avem oamenii noștri de știință? Aia dau directive, sau dau îndrumări, sau sfătuiesc. Dar nu trebuie să le aplici ca bou. Notamment. Trebuie să mai gândești, poate ai niște coduri naționale, poate ai un popor care acceptă, care nu acceptă, care trebuie întâi învățat sau convins, după care să le spui ceva. Și dacă le spui ceva, să nu te bâlbâi pe urmă, că asta e albă, nu, că e neagră, păi stai, ăla e bun, dar de fapt e rău. Păi stai așa cum ai zăpăcit, văzând atâtea lucruri și atâtea fake-uri, news-uri despre tot felul de lucruri, e evident că oamenii se tem să se vaccineze. De ce se tem? Pentru că nu mai știu în ce să creadă. Odată e așa, dar dacă se răzgândesc mâinii pe mâini, zic, a, mi pare rău, a fost vaccinul foarte nasol, da, asta e situația, ce să facem, acum deja l-am făcut. Da. Pentru că Și până cel acum mai au rău fost. e să te îndoiești și să nu știi ce să faci. Deci cred că e Păi când una îți dintre faci un cele mai. vaccin, fie el și foarte bun, dacă când ți-l faci cu semnul îndoielii și trăiești în tine Cu frică. stresul ăla o perioadă de timp, că parcă m-a mâncat ceva, parcă m-a durut ceva, dar nu-i de la vaccin. Nu. Păi mâine pe mâine te curăți de stres. Încă un lucru. 2021 va aduce cinciu. Cinciu va scoate la iveală, după un an doar de ce s-a întâmplat, va scoate la iveală o sumedenie de tulburări psihice care le vom vedea pe față. Cinciu asta înseamnă. Cinciu stă în mijlocul sistemului. Dacă cinciu s-o dat peste cap, toate se dau peste cap. Și atunci vom vedea că spunem, într-un fel, cinciu, știi, este nonconformism. Este? Dar nonconformist se comportă și omul care are tulburări psihice. El nu-i nonconformist, el pur și simplu nebun. Și dacă îl vedem pe stradă, cum vorbește, ce face, la ce gândește, încotro să duce, nu îmi spune, uite ce cool. Adică nu-i ca toți restul, nu-i țărane, ca face ceva, a ieșit din patrat omul, se încearcă să-i elibereze. El e dus cu pluta. Și la fel, alții care nu iesă din sistem, el nu iese de frică din sistem. Sunt oameni care stau în autoizolare și acum știți chestia asta. De frică ca să nu se îmbolnăvească de virus, el nu ieșit de până acum din casă. Acum, vorbesc cu prietenii mei și îi spun în felul următor.
că deja angajații cu pedanța germană, frumos, elegant, i-au anunțat că cei care au contracte semnate pe 2-3 ani de zile vor mai veni și vor mai lucra, știi? Dar cei care trebuie să angajeze noi deja de la anul nu se mai pot angaja dacă nu o să fie vaccinați. Firma, că asta e Asta politica firmei. Și ei lucrează în se impune construcție. pentru a rămâne acolo. Am primit și eu tot felul de astfel de mail-uri că se impune Bine, la să se televizor nu se vaccineze. spune pentru că nu-i, cum spunem eu, nu că nu-i util, ci că nu-i convenabil pentru anumite idei. Dar noi avem conexiuni cu oamenii reali, din piață, din viață. Și spune Anatol, dacă anul, nici nu știu cum, că nu știu când îmi vine rândul, cum îmi vine rândul, dar nu pot să. Ăștia mi-au spus că dacă nu mă vaccinez, și apropo, anume cu asta, Doamne ferește să fie cu vreun oricare alt vaccin, anume cu vaccinul respectiv, sau chiar dacă îl demonstrez că eu deja am anticorpi, că am fost, nu contează, dacă nu vii cu hârtie că te-ai vaccinat, că vezi că alții bătuți în cap, nu stau, băi, dar de fapt omul are anticorpi, mi-a dus document care are anticorpi. E același lucru că nu mă interesează bine are anticorpi, de la vaccin sau din Cum i-a viață, cum obținut, s-au corect. vaccinat. Prin faptul că trec prin boală. Alți bătuți în cap, zic că nu, dacă mergi hârtia, te-ai vaccinat, așa e politică, nu te pot angaja. Statul nu-mi dă voie pentru că numai în baza hârtiei, nu alte. Dar poți să mă vaccinez cu un virus, cum poate mai apare un antivirus, nu știu, german, poate apare unul românesc, poate apare unul rusesc, poate mai apare unul francez. Nu, obligatoriu cu al lor. Ei, asta deja nu mai înseamnă politică statală de sănătatea populației. Asta înseamnă deja altceva. Și în general, asta e o politică deja. Nu e vorba de sănătate, e vorba de afaceri, probabil, e vorba de orice vrem noi. Nu știu de ce e vorba, dar nu mai este vorba de ce? De interesul național și sănătatea populației. Este vorba deja de politică, este vorba de cu totul alte lucruri. Bună, Andrei! Așa. Așa. Bun. Mai departe. Ideea de bază o prins. Asta este Eu 5-ul. zic că da. 5-ul stea. Dar numai că steaua are două puteri. Știi, steaua în frunte e una, steaua acolo e alta și tot așa mai departe. Dar cinciul ne răspunde de faptul că a venit timpul, toate lucrurile astea duc încet, încet și se vor manifesta ca sport extrem, ca risc. În același timp se vezi doritorul de a ieși din. Și corect, adică instinctiv, normal, pentru că 2003, 2021 generează cifra 3. Iar cifra 3, uite, matrița noastră deschide acolo din nou. Trebuie să deschizi tu. E salvat doar de din Ocean. Așa, aici ar trebui să fie 3-ul, dar noi, de asta îl desenăm cu o altă culoare, punem schimb culorile aici, probabil. Aici ar trebui să fie 3-ul, dar noi. E, uite, 3-ul, dacă ar fi, el se află pe vectorul 3-6-9, adică pe vectorul vieții instinctive. Dar 5-ul se află la nivelul vieții cum psihologice, sociale, adică psihologice, conștiente, adică putem asta să o stăpânim. 5-ul. 5-ul, el aici creează ce? Toate energiile trecând prin 5 și așa, și așa, și pe verticală. Dacă 5-ul ăsta se afectează într-un fel, el afectează toate restul sistemelor. De fapt, 5-ul este ca un fel de server pentru toate celelalte biocomputere. Ele transmit informații în sus și în jos, de la stâng, după lege, de la stânga la dreapta, din sus în jos. Toate informațiile se transmit așa, de sus în jos, de la stânga la dreapta, în lumea asta. De aici și șirul Fibonacci, de aici și vedem toate așa cum se fac în natura asta după o anumită spirală. Dacă el se dă peste cap, se dă tot restul. Asta ne spune că ce? Că în perioada asta de timp, bolile psihice sau chiar și fizice legate de scăderea sistemului imunitar care duc la boli fizice, așa, boli, așa numitele boli autoimune, vor căpăta o înflorire. Mai mult ca atât, 2021 vine și ne spune ce? Ce a fost în 2020? E tot doi avem. Doi va avea ce? Un impuls. Adică virusul poate dobândi Noi un nou forme. impuls. Noi forme. Noi tulpine. Noi tulpini, noi forme. Noi forme.
Dar o să le înțeleagă acele noi forme, uite, triunghiuri cu ochiul în mijloc, numai acel om de știință sau tu sau eu care are gândurile, emoțiile și faptele cum echilibrate. Gândurile nu despre bucătărie, adică gând înseamnă știința, informația despre virus, atitudinea emoțională față de cel și comportamentul care de aici logic rezultă, care trebuie să-l faci. Dacă nu ai să ai triunghiul tău, nu ai să poți vedea. Atunci îți fii silit să te bagi în patrat, ca și cum te-ai urcat în vagon. Și unde merge vagonul nu-i treaba ta, că tu mergi. Că să te deplasezi singur într-o direcție pe jos, tu nu poți. Și atunci urcă naibii în autobuz sau în trenul vieții sau în pătrățelul respectiv și unde te duci noi, acolo îi ajunge. Noi cine? Noi cineva. Care ce? Depinde unde ai urcat, în ce tren. Da. Oricare tren oricum aparține cuiva, nu e a tău. Corect. Așa. Și nu contează în ce vagon te-ai suit, ori de lux, ori clasa medie, ori clasa de jos, cel mai ieftin, așa, mergi în aceleași direcții. Numai proștii în vagon se ceartă că trenul poate să meargă unde vor ei, că sunt liberi să se ducă unde vor. Să mai și bat între ei pe motiv că putem să cotim când vrem noi. Putem să oprim unde vrem noi și dacă vrem, putem mai departe să nu mergem. Altul tot la fel de, spunem așa, puțin care vede lucrurile mai bine, vine și o să le spună, băi, nu, trenul merge numai pe unde e făcută calea ferată. Da, noi facem calea ferată unde o să vrem noi, pentru că voința omului, domnule, un face, dar până când n-am făcut. Până când trenul ăsta merge pe o cale ferată pe care o clădit-o alții dinainte și merge din punctul A în punctul B. În punctul B va fi, nu știu, lagăr de concentrare. Nebunilor, voi către lagăr de concentrare mergeți și faceți pasiv în tren, că e lux, da, că nu contează, că le-i rău la aia din secția 3, eu și la aia din 2, poate, eu mărgând la loc, Este și un cum e? film, probabil l-ai văzut, cu trenul Zăpezii se numește, care merge și cum consideră că afară nu există altă lume, doar în tren, și acolo sunt pe clase. Ah, E da, am văzut foarte filmul. fain, foarte, adică cine poate să vadă un film și să uite mai departe, să înțeleagă mai E, multe. cam asta e ideea. Și se bat între ei, că dar pe ei nu mă interesează ce fac proști, că ei suferă acolo, că sunt în vagonul clasa a treia. Eu sunt la lux, merge. În aceeași direcție merge. Se trezește într-un lagăr de concentrare digitalizat în care nu o să ai niciun fel de libertate de a te smulge din patrat sau de pe cruce. Și în general am mai urcat vreodată undeva cu speranța spiritului tău către tată sau către cerul sau către ceva. Ci din potrivă să te duci unde că alte direcții n-ai, ori în sus, ori în jos. Adică dacă desenăm asta, n-ai altă posibilitate, ori pe verticală, ori pe orizontală. E bine când corpul rămâne aici pe orizontală, astupat așa la sub pământ undeva, dar spiritul se înalță undeva. Apropo, asta nu trebuie să credem că așa este sau nu este. Strămoșii noștri au știut mult mai bine. Și ne-au lăsat nouă povață și ne-au lăsat nouă îndrumare, sub diferitele forme, inclusiv simbolice, inclusiv prin numerologie, inclusiv prin tarot, inclusiv printr-o serie întreagă de lucruri, numai ca urmașii lor să țină cont de lege, de principiile creației, să cunoaștem creația și să nu se abată, chiar dacă sunt nevoiți, să spunem câteodată, să întâlnească, cam povestea cu Ivan Turbincă, cu cine? Cu cel rău sau nesferatul, adică care nu e în sferă sau în afara sferei creației, să nu cazi în ispita lui ca să nu-ți pierzi sufletul. Toate ne-au transmis. Și noi acum venim și spunem, domnule, dar uite, psihologia, dar nu știu, numerologia e metodă științifică. Păi uite, din 2021 nu mai contează dacă e științific sau nu e științific, contează dacă funcționează sau nu funcționează. Te ajută la ceva sau nu te ajută la ceva. Ce folos că e științifică? Când științific, de exemplu, noi nu știm nimic decât 15% dintr-un măr, restul este necunoscutul total. Ce e cu știința asta? Știința actuală. Dacă eu mă uit pe Google, pe Wikipedia și văd când scrie că domul nu știu care de la Lisabona sau de la Paris, nu știu care, s-a construit 400 de ani, înseamnă că cel care scrie acolo, în habar nu are ce înseamnă 400 de ani și ce înseamnă să construiești 400 de ani cu aceleași materiale, cu aceeași tehnologie, adică 400 de ani nu s-a schimbat tehnologia, nu s-a schimbat materialele de construcție. Păi până când construiești tu zidul ăsta aici, până îl construiești pe el altul din partea altă în 400 de ani, ăsta deja se dărâmă, domnule.
dar eu văd construcția e unitară. Și are aceleași materiale și același ciment sau aceleași materiale de o parte, de alta, de jos și de sus, din toate părțile. Înseamnă că acel bloc sau acea clădire, biserică, domul ăla nu s-a construit mai mult de 25 de ani, 30 de ani. De-aia îmi spune că s-a construit în 400 de ani. Au început construcția atunci, s-a construit în 400 de ani. Anatol, pentru că Există deja au mii trecut. și mii de artefacte pe care știința nu le poate explica. Și noi spunem în continuare, știință. Care Da. știință? Pentru că deja au Știința trecut aproape materialistă 2 ore. Mai avem cum? 5 minute, ca să zic așa. Hai să facem o concluzie cu privire la acest an 2021, la nivel global și poate așa pe scurt la nivel de țară, cu toate că noi am discutat de 2 ore, tocmai despre asta discutăm, dar ca și concluzie. Ca și concluzie, uite, concluzia o vedem acolo. 2 și 1, asta este, după ce noi rămânem. Când o să ajungem acolo, este următoarea concluzie. Nu țineți lichide, adică fiți atenți la tot ce este lichid, adică apă, și care stă în cisterne sau care stă în vasă sau care stă în conserve sau orice vreți. Tot ce este închis așa, doi. Apa, pentru că este una alături și o să bubuie. Adică la anul putem să ne așteptăm la cum, catastrofe adevărate tehnogene, adică produse de om sau din cauza omului și unele pot fi foarte mari. Țineți minte cum a explodat în... Unde a explodat acolo? De-a distrus tot orașul aproape. Aoleu, ce lapsus am acum. Acum La anul ăsta Hiroshima sunt sau unde? culpat. A, anul ăsta, mă gândeam că te referi în spate, că o bombă și cu... Nu știu, anul ăsta în Nu, au explodat 2021. niște substanțe chimice, au distrus aproape orașul cu totul. Un eveniment foarte mare. Ei, uite, de genul, numai că acolo a fost din cauza unor granule, dar anul ăsta pericolul este din cauza unor lichidi care stau în rezerve, în rezervoare, în tot așa, lichide, Uite, că e spune benzină, că e cineva la petrol, că... Seul. Nu la Seul. Nu. Deci știu că era și filmarea când în port, te referi la acel port, și eu am lapsus. În port. Da, Așa, așa, în și eu am port, acolo lapsus. unde s-a produs, așa, Beirut. în Așa, Beirut. Beirut, exact. Ne ajută cineva, Ei, corect. uite, ele acolo merge vorba de granule și asta era firesc, să fie pericolul de acolo. Nu, este vorba, la fel poate să întâmple și în multe locuri, dar din cauza lichidilor. Lichidilor care se află undeva întemnițate sau închise. Adică cum ar fi cisterne, cum ar fi, nu știu, asta poate fi și un lac oricare subteran. Asta poate fi și o acumulare de apă undeva subterană, unde se produce un impuls și ea iese la suprafață. Dar doi înseamnă și ce? Lumea. Adică lumea poate primi un impuls și puhoiul, că așa spuneau înainte și așa e și corect, puhoiul pornește la vale, măturând totul în calea sa. Mai mult ca atât. Apa înseamnă și apa din ceruri. Și o să vedeți cu toții cât de multă dreptate o să am. Și uite, apare întrebarea, e util să știți numerologie sau nu? O să vedeți câte orașe de pe în jurul malurilor, coastei americane și nu numai, o să fie inundate. O să vedeți câte multe râuri, aparent fără niciun motiv greu de explicat științific, din ce cauză unele râuri seacă foarte mult și alte râuri inundă și inundă teritorii foarte mari. Uite, cu apa o să avem probleme mari în anul respectiv. Nu noi. Și la noi, în țara asta o să fie. Și la noi, credeți-mă. Că parcă nu prea au nins, parcă nu știu ce, dar o să vedeți ce inundații o să fie. Unele râuri parcă seacă apa din ele, în altele revarsă. Și numai la noi, cel mai mult o să fie în zona coastelor americane pe acolo. Mai mult ca atât. În unele zone o să apară ploi care nu o să putem să le explicăm de ce durează atât de mult și uite așa ca peretele, curge, curge, curge și inundă tot. Dar cred că deja asta se vede. Zilele trecute spuneau că în Grecia sunt 28 de grade, iar în Spania ninge sau ceva de genul acesta văzusem fugitiv o știre. Deci Bun, tot pe principiul același. de astea, pe parcursul anilor, o să vedem mai mult, o să vedem efectiv cum America îngheață și se transformă în, ce știu, într-un fel de Siberie, iar Siberia se încălzește din ce în ce mai mult și devine, chiar și agricultura e posibil să faci acolo. Numai că acolo o să apară o problemă. Majoritatea clădirilor și orașelor sunt construite pe fundament de gheață.
dar asta încet încet se topește, ceea ce înseamnă că majoritatea orașelor din Siberia vor trebui să fie abandonate cele clădiri, pentru că gheața topindu-se de sub ele, fundația ce face? Se înclină. Și uite, tot 2020 o arătat lucrul ăsta, numai când 2021 și asta la ei va căpăta un nou impuls, o nouă putere. Și foarte mulți oameni vor fi obligați să iasă din apartamentele în care ei s-au obișnuit să trăiască mult timp la rând. De ce? Pentru că blocul în sine treptat se înclină datorită faptului că se topește fundația de sub el. Dar, în schimb, partea bună este că ce? Că vor apare flori, vor apare vegetație, se va putea face, spunem așa, te vei putea bronza nu 30 de zile pe an acolo, ci se va lungi vara. Avantaje și Adică noi dezavantaje, pur din și nou. simplu vedem cum lacul Baikal devine din ce în ce, temperatura devine din ce în ce mai, spunem așa, cum era la noi în țară prin anii 70, 60. Țineți minte, când erau acele zăpezi, dar pe urmă vara era totuși vara și era lungă, totuși vara era 3 luni de zile. E, uite, așa începe să instaureze de partea din Nord Americii, o să înceapă încet, încet să înghețe. În general, pentru foarte mulți oameni, asta va fi inexplicabil și vor ajunge la temperaturi de peste 70, minus 70 de grade. Canada, la fel, partea din Nord a ei. Adică o să vedem schimbări de astea, o să vedem cum pur și simplu se destramă, adică apar fisuri enorme, se despart continente sau bucăți de pământ și cum din mijlocul oceanului apar ce? Nu o insulă nouă, ci apar, spunem, am putea spune aproape cum, o să observăm cum aproape din ocean iese continent nou, nu că... Dar bine, asta nu se întâmplă într-o singură și nu se întâmplă bruscă pentru că ar fi cataclizme. Se întâmplă încet. Se reglează. Se ordonează. O parte, o să fie o serie întreagă de țări care vor migra pentru că teritoriile lor în viitor, până prin 2040, nu vor mai fi pune pe, vor migra. Nu se va Și mai vor putea migra. locui. Vor avea unde nu locuiesc și nu vă, pe teritoriile lor nu vor mai fi bune pentru pământ, pentru viață. Uite, de exemplu, în China deja observăm ce? Furtuni de nisip. De unde nisip acolo la ei? Încet, încet o să-i acopere cu nisip. O parte din China o să fie în general pustiu. O să-i acopere cu nisip tot așa. În general, o să observăm cum unele pustiuri se mută de aici în altă parte. Nu știu cum să se explice, dar nu imediat. Cataclizme naturale, gen cu tremuri, furtuni, inundații, cu tremuri de pământ. De la 2021 încolo nu fac decât capătă un nou impuls și din ce în ce mai tare încep să se evidențieze. 2021 formează împreună 5, iar 5 înseamnă în același timp și banii, adică înseamnă sfera financiară economică. În anul ăsta o să începem să observăm cum structurile bancare financiare începe să modifică, băncile o să atace afacerile, nu o să le susțină, ci o să le atace. Oamenii de afaceri vor trebui să organizeze noi asocieri. E posibil încet, dar asta o să întâmple în Europa cu o atât de mare viteză încât este posibil la propriu, așa am putea spune. Te trezești astăzi, te-ai culcat și ai plătit într-o monedă, dimineața te trezești, trebuie să plătești deja în altă monedă. Sau mâine te trezești, nu mai e valabil cardul și nimic, e valabil orice altceva, nu știu. Inclusiv mâine pe mâine trezești, că o să zic că în unele țări nu obligat. Gata, cardurile sunt terminate, trebuie să vă cipați. În loc de chip, în loc de cardurile astea, să fie valabil numai chipul. Sau un singur card unitar pentru toți sau ceva, ca să se poată controla și conturile și restul. Apropo, asta e și în România se va întâmpla. Se vor întâmpla schimbări în sistemul financiar, bancar, Dar deja atât s-a de anunțat mari zilele și atât de rapide. trecute, din ce am înțeles de la știri, ANAF-ul acum are acces la conturi și sunt obligați băncile și toate celelalte instituții să ofere ANAF-ului informațiile bancare. Conturilor private. Da, private. Asta e nimic. Ok, se poate putea să aibă oricând și înainte chestia asta accesul. Puteau să-l aibă așa. Au acces la tot ce vrei, la Facebook-ul tău, la tot ce pui tu, pe Da, WhatsApp-ul, acum orice în e felul ăsta. Numai tu legal, crezi că adică ești într-o nu-i doar. intimitate, puteau să aibă și aici. Da. Bun, adică ai afirmat legal chestia asta. Aveau și înainte dacă era nevoie. Da. Și oricum, cine procesează toate informațiile astea? Le avem, are acces, ok, și cine le procesează? Că noi nu avem o Doar intelectuală, evidențiam poate să le principiul dăm pe care tu îl americanilor spuneai. toată baza de date.
Da. Ca să... Noi nu avem un sistem de inteligență artificială. Și uite, tot 2 și 1 înseamnă următorul lucru. 2. Toți băieții care lucrau până acum în sistemul ăsta de comunicare, IT-iști, care făceau tot felul de lucruri, o să vedeți cum fără de milă, începând cu 2011, o să fie pur și simplu încet, încet abandonați. Până prin 2030, nu o să mai aibă nimeni. O să rămână săraci, mulți dintre ei fără... Nu o să aibă nimeni nevoie de ei. O să trebuiască să întoarcă să facă site-uri, dacă mai trebuie cuiva... Pentru că... O să intre în funcție. Ei, inteligența artificială a fost special, artificial înfrânată ca să nu-i se pornească, să nu se dea drumul. Dar anul trecut, în 2020, am trecut la un nou nivel de formare sau la un nivel de organizare tehnologică a lumii. Adică s-au întâlnit într-un singur loc trei domenii mari și importante. Adică IT-ul, tehnologia calculatoarelor, s-au întâlnit biotehnologiile și ingineriile, bioingineriile și s-au întâlnit nanotehnologiile. Din momentul respectiv, când aceste trei domenii s-au întâlnit și au început să funcționeze împreună, ele s-au întâlnit de mai multe ori, dar în anul trecut ele s-au întâlnit în America, în o anumită zonă, într-un anumit oraș, să spunem așa, și din momentul ăsta s-au dat drumul, adică s-au hotărât că de aici încolo va fi altceva. E, uite, 1-0 ăsta care putea să o să-l spargă și o să iasă. Nu știm ce iese din ou ăsta, că zero este și ca un ou. Plocește tot timpul ceva. Uite, acum cineva vine, lovește ou, se sparge și o să iasă ceva. Ce o să iasă? Produsul activității a fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, dacă avea în el ceva ascuns, ceva clocea acolo, acum în 2011 o să iasă la suprafață. Unii o Domnul să de un... iasă din ei puroi și tăciuni, din alții o să iasă tămâie și miere, nu știu cum să spun. Dar lucrurile sunt, spunem așa, dacă ar înțelege lumea cât de important și aș avea timp să-i explic în detalii cum, ce se întâmplă odată cu anul 2021, fiecare ar înțelege că este un an de răscruce. Nu se vor întâmpla toate odată. Și într-adevăr, în comparație cu 2020, va fi, la multora dintre noi, se va pare că este mai ușor cumva. Nu se va mai concentra lumea așa atât de mult pe virusul respectiv, vor apare alte teme, încet, încet nici o să mai vorbim de el, deși el o să fie în continuare. O să vorbim mai mult de vaccinație decât de virus, apoi o să vorbim mai mult de nu știu ce financiar, bancar, sisteme și o să uităm și de vaccinare. O să apară teme cu viteză atât de rapidă încât nu știu dacă o să reușim să le ducem până la capăt. Dar asta e foarte important, să le iei, să le duci până la capăt, ori nici nu te atingi de ele. De asta este importanța la 2021. Iar toate celelalte se vor manifesta mai târziu. Unul înseamnă un nou început. 2022 o să fie ce? O să lucrăm deja la sferile sufletești, la schimbul de informații, la colaborare, la diplomație. Unii vor asta vor vrea, alții vor vrea dușmănie. Uite, acum se luptă 2-5. Unii progresiștii, să spunem așa, pe care lumea generală așa acceptă, nu, îi numesc sataniști. Nu știu, majoritatea nu știu de ce îi numesc sataniști. Și de ce progresiștii sataniști și nu ei alți sataniști. Habar n-au. Dar așa s-a format o idee, un concept social, un cod social. Sataniștii și nu știu ce care, pe ăștia îi mai numesc altfel. Aceste două tabere chiar există, numai că ele n-au graniță între ele. Aici, uite, sunt sataniști și aici la alții dincolo. Este linia frontului, sunt amestecați așa peste tot. La fel de ușor, nu știu, musulmanii pot să numească sataniști pe creștini, creștinii pe ei și la alții. Dar între ei, uite, lupta asta o să întâmple. Și apropo, lumea oricum o să meargă mai departe. Numai o să meargă mai departe înspre încolo sau mai departe înspre încolo, asta depinde de cine va câștiga. Dar cine va câștiga nu înseamnă că noi trebuie să stăm, să ne uităm și așteptăm cine o să câștige. Asta înseamnă că fiecare gând al nostru, fiecare acțiune a noastră, unul înseamnă individual, va hotărâ într-o măsură individuală în ce parte se va duce lumea încolo. Dacă lumea se va duce către un lagăr de concentrare aproape că nazist, fascist, comunist, digitalizat, înseamnă că și tu, fiecare dintre noi, la asta au participat printr-o acțiune sau printr-o non-acțiune. Și atunci nu se putem da vina niciodată pe cineva cu bute, aia au făcut. Nu. Aia au făcut ce au făcut, tu ai făcut când ai făcut. Pentru că doi, unul de la doi, de la capătul lui doi, ne arată ce acțiunile se individualizează. Nu se ia ca sistem țara
Și să judecă ce? Să judecă fiecare individ. Și acțiunea fiecărui individ, atât în gânduri, cât și emoții, cât și în fapte, determină viitorul nostru mai apropiat sau mai îndepărtat, să fie de un fel sau de altul. Nu contează cum va fi, că dacă am ales să mergem prin foc și sebii, ca să ne dezvoltăm ca duh, vom merge toți prin sebii și foc, și acei care au vrut, și acei care n-au vrut. Tot pe acolo vom trece. Dacă, în schimb, domină altă gândire și alegem să mergem pe cărarea cu flori și mai puțin spini și tot acolo, în vârful ăla de munte, tot acolo o să ajungem, tot către scopul divin sau proiectul divin, atunci vom merge pe cărarea respectivă și din cauza la ea care au vrut și din cauza la ea care n-au vrut, dar n-au făcut suficient de mult ca cărarea să, ca lumea să nu meargă pe cărarea aia. Înțelegi ce vreau să spun? Dacă înțelegi tu, înțeleg toți. Da, doar că timpul a trecut, sesiunea de întrebări nu am mai reușit să o facem, probabil rămâne pentru altă dată. Dacă îmi permiți, în încheiere, aș vrea să invit pe toți cei care ne urmăresc să intre pe site-ul asociațiaanumerologilor.ro, unde găsesc evenimentele viitoare. Dacă avem printre cei care ne ascultă și profesori și educatori, dascăli în general, cu drag îi așteptăm un proiect. Pe cei interesați de cursul de numerologie care începe în februarie, la fel îi așteptăm. În 21, acum ianuarie, avem conferința Cum anume se împlinesc dorințele sau cum funcționează Universul. Îi invit cu drag să intre pe site-ul asociațiilor să descopere evenimentele. Dorințele sau opusul lor care sunt frici. Cosmosul le analizează, Universul le analizează și pe ele ca tot pe dorință, Corect. chiar dacă au polaritate opusă. Tocmai de-aia am zis și cum anume funcționează Universul, nu doar despre dorințe. Noi vă mulțumim. Universul. Da. La altul încă nu știm, în totalitate Nu, cum măcar pe funcționează, ăsta al nostru cunoaștem propriu. doar. Eu îți mulțumesc foarte mult, Anatol, și cu siguranță o să mai ne auzim pe site-ul Asociației Numerologilor. Urmează și un articol cu tot ceea ce înseamnă anul 2021 la care Anatol, alături de colegii din ANR, lucrează. Va fi publicat tot pe site-ul asociației, dar oricum vom reveni cu vești. Acest live a fost transmis de pe asociație, de pe ANR. Ce Bun. să zic? Un an Să ne vedem și atunci și liniștit, ne vedem în dacă se poate. Nu, liniștit înseamnă că în zona de confort. În zona de confort înseamnă că n-ai înțeles nimic, Nu înseamnă liniștit, eu m-am că... referit sufletește, nu m-am referit la confort. Așa. Dar nici sufletește, pentru că liniștea sufletului așa înseamnă încet, încet adormirea conștiinței. Adică, eu din potrivă, zbuciumați-vă, agitați-vă, dar agitați-vă cu sens. Că poți să te agiți și într-o direcție, poți să te agiți și în altă Corect. direcție. Adică fiecare dintre noi va trebui să hotărască în ce direcție sau a ce asociație sau în ce uniune se bagă. Și apropo, se vor verifica foarte mult și relațiile de prietenie și de neam și unde ceva nu funcționează cum trebuie, vor apare ca suferință. Astfel, este posibil că la anul să te ceri cu prietena ta sau cu prietenul tău de 10 ani în așa hal încât după aia tot restul vieții pe el să nu-l mai întâlnești chiar dacă rămâne în același oraș cu tine. Zile bune, gândiți, simțiți și acționați. Nu știți să gândiți, nu pentru că nu aveți creier, ci pentru că nu aveți informație. Ascultați pe alții care citesc în locul vostru sau și pentru voi, își fac concluzii logice, își trag semnale de alarmă sau alegeți-vă un lider, pentru că unul, cel puțin, înseamnă un lider. Alegeți un lider pe care îl credeți, pe care vă puteți baza, pe Un care l-ați model. verificat, un model și urmați-l pe el dacă nu știi. Și chiar dacă nici asta nu poți găsi, atunci alegi ori Hristos model, ori altceva model și mergi după aia. Dar mergi conștient. Nu Măcar să fie o fă ce alegere. vrei, dar fă-o conștient. Să fie alegerea ta. Și conștientă, pentru că altfel o să ai de suferit mult, indiferent ce alegi. Și chiar dacă va trebui să mori, să spunem, pentru unul sau pentru altul, măcar știi pentru ce mori, pentru că tu ai ales. Dar să mori ca prostul, să nu știi pentru ce, e mult mai rău, credeți. Și străbunii Așa noștri au e, fost doare puși mai în tare. astfel de situații și noi o să fim puși în astfel de situații, numai că nu o să fie așa ca înainte, bum, 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 țipa, țipete, multe corpuri sfârticate, distrugem infrastructura, clădiri dărâmate, oamenii plâng pe stradă, copiii, nu știu ce, nu, 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 asta nu mai e la modă.
Așa repede cum să facem ca pe contul lor să se întâmple chiar ei, să o facă chiar din contul lor, să o facă și să rămână infrastructura întreagă și nici corpuri sfârticate pe stradă și nici hoituri aruncate pe oricine. Așa cumva să o facem să fie elegant. Avem toată tehnologia pentru asta. Și toată tehnologia asta va fi utilizată pentru tine sau împotriva ta, în dependență ce, unde te bagi și înțelegi pe ce lume trăiești. Sănătate multă vă doresc, sper să Mulțumesc mult, mă fi făcut seară. înțeles cât am putut. Cu Îmi siguranță. este Și și mie dacă nu greu pot pentru să că sunt foarte. reasculte. Și dacă nu, Da. atunci da. Sănătate multă vă doresc tuturor. Seară frumoasă.